Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Oamenilor ăstora doi le-a furat Ozi drapelul, by the way. Seară bună! Silviu Munteanu sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7, suntem pe 103.4, suntem și video pe YouTube, pe canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră. Dacă tot vă uitați la noi, n-ar strica un subscribe și un like, pentru că ne-ar face ceva mai vizibil. Stăm de vorbă în această seară cu clanul Stoica din Titan. Seniorul Minel Stoica, așa începe întâi cu ăștia cu părul alb. E regulă. Trebuie să le dai loc în autobuz. Și juniorul Dan Stoica, proaspăt întors din Grecia. Bine venit, bine ați venit, domnilor. Leagănul democrației. Și al matematicii. Da, acum eu nu mă bag la astea la care nu mă pricep. Cum a fost în Grecia? Unde ai fost? Afitos se cheamă, care e un e un sătuc de ăsta de... de mult construit, protejat, UNESCO, din ce am înțeles, genul ăsta de chestie, cu case de alea în pantă, cu străduțe de alea de, dacă urci pe ele, ți s-a terminat vacanța. Foarte frumos. Păi se și mănâncă bine acolo, e bine să te menții, să-ți consumi. Păi depinde dacă ești tu fanul bucătăriei tradiționale grecești. Eu, de exemplu, una, două zi jumate de carne cu brânză prăjită, mă cam... mi se cam ia. Da, uite, prietena mea, de exemplu, e foarte bucuroasă că are tot acest spectru al fructelor de mare. Înțeles, asta presupune să ai, să ai fierea solidă, corect funcționabilă, da. Da, ea se bucură de aceste chestii. Eu cred că am și eu fierea corect funcționabilă, dar nu îmi plac. Erau români mulți? Era înghesuială? Băi, nu prea erau. Erau câteva stațiuni mai încolo, cu câte apropie de Salonic, începeau românii, n-aș putea să zic de ce, deci era zona aia, acele două stațiuni erau ocolite, erau în principiu englezi. Probabil că sunt niște agenții, cine știe, care vând acolo mai... Probabil. Erau în principiu englezi și italieni și ca în orice situație în care ești pus într-o, cum să zic, într-un context plin de cârciumi alături de englezi, ți se face foarte repede dor de români. Asta e de ce? Experiența mea. Că noi sunt nu... Sunt gălăgioși? Nu, e... își scot tricou, mă, nu știu care e treaba cu ei. Se îmbată foarte rău? Nu se îmbată, nici măcar nu se îmbată așa de rău, că nu cred că... Cred că la nu, noi doar se suflecă. Cred că nu interesează să se îmbete, cred că interesează să-și dea jos tricou. Nu am înțeles. Ai, ai băut țipuro? Nu, am băut rețina. Da, este vinul ăla cu ierburi în el. Cu brad. Da. Pentru că pe vremuri se considera, la ei cel puțin, că numai prostimea bea vin fără plante în el, fără tot soiul de mirodenii. Și astea cu mirodenii erau pentru, pentru aristocrație. Am înțeles, da. Am băut vin cu brad, deci mă pot considera partea aristocrației. Și mai era eticheta cu... era unul cu cheie aici pusă. Nu mai știu să zic, erau multiple etichete. Că și rețina, aristocrația s-a împărțit și găsești și sticlă la 2 euro și la 20. Nu mai e atât de am constantă. Înțeles. Știu că am băut niște rețina. Rețina este țuica lor. Și am băut-o la, cu vreo 40 de grade în cap. Simplu nu mi-a fost și după ce am mâncat foarte mult miel. Bun mielul, altfel. Rețina e o țuică, din ce se face? Băi, nu știu să-ți spun. Eu cred că este un vin, rețina. Adică ce am băut eu era vin. Stați un pic să ne lămurim. Eu știu că era, dar nici știu cum să scriu cu ț. Cred că cu ț. Cu ț sau cu ț. Rețina. Acum, dacă atât de prost sunt încât nici nu știu ce am băut, înseamnă că sunt cătărași. Nu, tu ai dreptate, rețina este țipuro, am zis țipuro eu. Țipuro, ai zis. Da. Țipuro, țipuro este țuica, care nu știu ce, din ce se face, rețina este vinul, ai perfectă dreptate. Uh-huh. Am dat un search pe Google și deja văd 4 sticle diferite. Ce înseamnă? Da, bănuiesc că ușor, ușor nu ți-a fost. În câte trupe cânti? În câte e nevoie. Deci eu știu așa. Deci când întâi... Turet Rulet. Ok. Da. Da. Norul Negru. Bun. Ana Coman. Așa. Hai, încă una. Jurjac. Jurjac, iată. Da. Care sunt, toate funcționează în mod constant.
cel mai puțin constant funcționează turet-rulet. Să zicem, care e așa, o activitate ocazională. Dar nu din partea mea, din partea tuturor. E cum să spunem, un super grup și vă mai cândva ziceam așa, dar acum ne e rușine. Să zicem așa. Mai ales că pe vremea când ne intitulam un super grup, ceilalți doi membri în afară de mine și de Narcis, adică basistul și toboșarul, cântau cu Lezele Fan Bizar. Mm-hmm. Acum cântă la tastatura amândoi, deci e un super grup. Îți dai seama, deci era statutul de super grup, venea și de la... Da, da, da. De la, băi, aceste... De la Jurjac, de la Les Elefants, de la... Aceste smaralde ale muzicii românești. O să vreau să te întreb cum ai ajuns tu la muzică, pentru că bănuiesc că sunt o grămadă de povești din partea mea dreaptă, seniorul Minel, care el întotdeauna a fost în povestea asta cu muzica, știi? Stăteam și mă gândeam, am această relație cu fiimea care se uită la mine ca la un băbăciune că folosesc Facebook pentru că ea are TikTok și ea nu concepe să se ducă la școală fără căști pe cap pentru că este obligată să audă babele în 311. Și eu îmi pun atunci această problemă, băi, cum a rezistat omenirea atâtea mii de ani, da? Fără să aibă rock and roll. Înțelegi? E, noi l-am încasat, noi ăștia mai bătrânii, da? L-am încasat și am dezvoltat o pasiune pentru el. Acum stau și mă întreb, băi, parcă ar fi fost mai tristă viața mea fără niște rock and roll, știi? Da, fii atent că ăsta, când era mai mic, a avut Yahoo Messenger, să știi, adică... Dai mai microfonul. Ca să... Deci a avut Yahoo Messenger și... Ca să povestim MySpace. Și cu n-am avut MySpace. MySpace că n-am apucat, dar ca să povestim cu 311, apropo de 311 sau de 335 cu care merg eu mai mult, e mare păcat să n-auzi, să n-asculți babele. Mare pierdere, să stai tu cu căștile să asculți. Cred că niște la 16 ani alte... Niște stream-uri compresate, da, dar la un moment dat o să înțeleagă că... Știu ce treaba spui. Bună vine de la discuțiile, în sfârșit, babelor, diverse persoanelor care sunt pe acolo, unii vorbesc tare, unii vorbesc la telefon. Băi, e foarte mult hate în discuțiile alea, pentru că le-am auzit și eu, știu despre ce e vorba. Unitatea mea de măsură este când mă duceam să iau pe fiimea de la școală și era o mare de bunici și bone. Băi, nu vrei să știi ce era la gura lor, că învățătoarea nu știu care este curvă, că s-a combinat cu un părinte, că ginerele este un prost, că aia este nu știu cum, că ce, mi-a plăcut, mi-a rămas una în cap. Vorbeau îl bârfeau pe un el. Are bandă, îl reacu. Da. Înțelegi? Și... Deci, 3-3-5 nu-i departe de... Da, și noi l-am luat pe ăsta de la școală și l-am dus. Eu nu mi-amintesc de bârfe. E adevărat că nici nu... Știu să fi stat așa în fața gardului o vreme cu ceilalți. Cunoșteam părinții, cunoșteam pe ăștia care veneau să-și ia copiii în general sau care duceau copiii de dimineață, dar nu mi-amintesc bârfe din asta. Poate că a trecut multă vreme de atunci și de-aia nu mi-amintesc. Sau ajungeam eu mai devreme, cine știe. Da. Așa. Îl întrebase ceva, ce te întrebase, că nu mai știu. Cum ai ajuns cu muzica? Nu, am zis că ajungem și la povestea asta, dar mă gândeam că a pornit de la poveștile tale în primul rând, știi? Și da, fără să vrea, că stătea cu mine în casă, ce ar fi putut să facă? Asta, eu asta făceam, din asta... Cu ce te-a stresat? Cu ce muzici te-a stresat? Cu niciunele în mod special. Contrar opiniei generale, n-am fost obligat să ascult anumite chestii. Asta cu muzica oricum n-a fost o chestie pusă la cale, ca să zicem. Pusă la cale, da, adică doar din plimbat, că mergeam pe la festivaluri, să zicem, și intram și eu pe în spate, pe în backstage, pe da, spatele scenei. Da, e o lume acolo, e o lume destul de, într-un fel. Păi da, exact. E o lume profesională ca orice altă lume, ca o și la restaurant, dacă te duci în spate în bucătărie, e o lume. Da, e ușor să impresionezi un copil de 11 ani cu genul ăla de atmosferă, mai ales că stăteam și mă gândeam, adică nu știu, stai și te uiți pe scenă la muzicanți și mă gândeam, uite, băi, pe ăștia se și distrează, se și plimbă prin toată țara, fac și bani, ca 10 ani mai târziu să aflu că nici nu se distrează, nici nu fac bani și nici nu se plimbă prin toată țara, adică a fost o păcăleală.
Da, și când ajung să se visul plimbe, american, da. Când ajung să se plimbe puțin mai mult, își doresc să nu se mai plimbe. Să nu se mai plimbe, da. Și de începe să ți se ia, pare așa foarte exotic sau nu știu cum să zic, foarte mișto așa, mamă, zi, mâine, azi la Cluj, mâine la Arad, poi mâine la Oradea, pac, avem un sal, după aia mergem la Iași, mergem, mamă, ce mișto ți se ia numai când trebuie să stai ore și ore te, în... Te dură spatele numai când auzi, numai când ți se descrie traseul, te ia așa la mijloc. Măi, cred că am avut această discuție aici cu Pipaiu așa. Și cu Mugurel Vrabete. Și nu știu cum mai e acum, dar eu îi spuneam, zic, băi, care erau distracțiile voastre, entertainment-ul după o cântare prin anii 80? Zice, băi, principala noastră preocupare era să ne ducem și să găsim un loc unde să mai mâncăm, că se terminau cântările la 10 și se închideau și restaurantele. Închise, da. Și stăteam pe conserve și eram vai de capul nostru, știi? Bănuiesc că cu totuși nu mai e așa. Na. E. Băi, acum... Nu se mai închide la 10, adevărat, de-abia se deschide, da? Acum eu mă plâng, pentru că ăsta este sportul național. Am înțeles. E o viață mișto. Nu e că, na, până la urmă, suntem atâția oameni care facem chestia asta și e o chestie care presupune niște sacrificii. În prim, de stat acasă, de câți bani faci, mă rog, nu neapărat de câți bani faci, ci de securitatea financiară pe care o ai. Că, na, dacă ai concert, ai bani, dacă n-ai, n-ai. Și zi. Dacă oamenii fac în continuare aceste sacrificii pentru treaba asta, înseamnă că e totuși o viață mișto. Nu e... Băi, cred că este și o senzație foarte plăcută când ai chitara aia în mână, hai să zicem de chitară, da? Ai chitara aia în mână și ai control pe ea și ai un feedback de la public și ieși pe scenă, e o treabă care nu e puțin lucru. Da, presupun că e, na, ca o reușită în orice altă meserie, știi, la că ce? E tot cu... La... Muncă, ca la, nu știu, ca la IT-ist sau să știi nu știu. Că i-am cunoscut... Da, mă, că nu e ca la strung. Eu, să știi că i-am cunoscut și cunosc încă artiști, muzicanți foarte buni, a căror plăcere maximă nu este să cânte pe scenă. Cântă pe scenă, din aia trăiesc, dar plăcerea lor maximă nu este să cânte pe scenă la public, ci să studieze acasă la pereți. Asta e treaba. Sunt oameni și oameni, să știi. Sunt unii care au această plăcere nebună de a sta cu pianul sau cu chitara sau cu un instrument acasă. Am cunoscut trupe care era total irelevant dacă sunt 10 oameni sau 1000 în fața scenei. Ei cântau tot ca la sala de repetiție, mai că nu-i priveau pe ea deloc. E drept că erau alte vremuri, să cântau piese de 20 de minute... cu structuri de-astea complicate, cu nu știu ce, la sfârșit, după ce se termina cântecul, nu știai, practic, nu puteai, nu, nici gând să reproduci vreun fragment, să fredonești ceva, nici nu era asta scopul, dar nu știai cu ce ai rămas acolo, adică pentru mine era ok, că eram venit în vremurile când, na, erau cântece să cântau în concerte piese lungi, ascultam albume, da, cu... nu știu, cu Zeppelin, cu o față de disco piesă, dar pentru ăștia mai tineri, vorbim de anii 90 acum, da? Era puțin ciudat că nu mai era nici, nu era nici de cum format de radio. Problema era că comunicarea era aproape zero cu publicul. Era clar, am zis, bă, ăștia cântă ca la sala de repetiție, n-au niciun, nu-i deranja deloc că erau 10 oameni în fața scenei și că eventual 5 stăteau cu spatele. Ei își vedea de treaba lor, cântau și nu cântau rău. Nu mai știu cum se chema trupa, am văzut ăștia sunii pe care i-am văzut. Ba, cred că mi-amintesc, cred că există și acum, doar că au cu tot pe altă vârstă. Cred că era o trupă, se chema Psycho Symphony. Cred că știu, aveam și casetă pe acasă. Și era o complicăciune. Am văzut cântarea asta, nu știu, pe la Buzău, prin anii 90, și m-am uitat ușor cu gura căscată. Era și haios, dar și interesant așa, că erau hotărâți, erau convinși de ceea ce cântă, dar pe de altă parte era și distractiv exact din motivul pe care tocmai ți l-am spus așa, că erau foarte puțin interes vis-a-vis de ce se întâmplă în partea în fața scenei. Băi, eu știu că atunci când ești pe scenă, știu că m-am nimerit și eu cumva în niște situații în care a trebuit să vorbesc cu unui public mai larg.
Și cred că la muzicieni este cumva, pentru mine cel puțin, este și mai complicat. Ești pe o scenă, da? Și la un moment dat ai un număr care poate să fie destul de mare sau, mă rog, de la 50 de oameni în sus. Chiar și 30 mi se pare scary, știi? Și băi, se transmite un vibe energetic de acolo pe care n-ai cum să nu-l încasezi și care, cu care trebuie să și diluiești cumva, și mai mult decât atât să-ți faci și treaba bine, toată lumea e cu ochii pe tine, nu trebuie să greșești, trebuie să te coordonezi și cu trupa, mi se pare destul de complicat. Plus, am văzut de curând un interviu cu Jack White. Așa? Care el povestea o chestie care e o treabă a lui exclusiv de scenă. El își așează tot soiul de instrumente acolo și se pune niște situații în care trebuie să-i fie complicat să facă anumite treburi. Spre exemplu, să schimbe o chitară cu alta, el e mai complicat decât la alții. Pentru că, fiind, punându-se în tipul ăsta de dificultate, îl ține concentrat. Ar putea să-i fie foarte simplu, dar nu vrea. Da, pentru că așa se ține concentrat, da. Iată, oameni și oameni. Da, acum, ce să zic? Tu nu ești pe scenă, păi eu îl întrebam. Da, 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 eu, e adevărat că, zici tu, mă, hai că încep eu și o să continui. Deci, ca să o luăm ușor cu începutul, noi, că eu cu nevastă mea, nu ne-am dorit, sau nevastă mea cu mine, ca să fiu mai corect, nu ne-am dorit neapărat o carieră de... în show business, să zicem, neștiind la vremea când era copil, ca orice copil normal, n-am știut ce aptitudine are și l-am cercetat. Și copilul a făcut fotbal, copilul a făcut tenis, pentru că era mai durduliu și am socotit că e nevoie să facă sport, a și fost campion la nu știu ce categorie de vârstă pe București, cu echipa Sfântul Pantelimon. La ce? La fotbal. Ah, medaliat. Fiind portar de rezervă care n-a jucat niciun minut sau foarte nu, puțin. Nu știu, ceva. Ceva, pentru că nu era un talent ieșit în comun spre deloc, dar era hotărât. Și deci a făcut tot felul de activități de-astea și la un moment dat întâmplarea a făcut, i-a cumpărat bunica sa, maică mi-a cumpărat o chitară cadou de ziua lui când a făcut... Ceva? 12 ani. Acustică. Da, a luat o chitară acustică. 11, cred că aveam. 11, 12, nu știu, ceva. Acolo. Și am zis, bă, hai să încercăm și asta. Te interesa, ai vrea? Și a zis, da. Ok, și atunci am vorbit cu Cristi Gram, cu care... eu aveam o relație amiabilă și am și astăzi și știam că de lecții de chitară vrei mă să faci lecții cu Fimiu, sigur că da. A dus ăsta la prima lecție, a venit după prima lecție și a zis, ia uite tata ce a zis ăsta, a zis, când ai văzut chitara, a zis, zice, da de băieți n-aveau. Drept care a trebuit de îndată să mă duc să... Dar ce chitară? O chitară acustică, nu mai știu ce era, mă. Hohner. Hohner, ok. Și ne-am dus, nu contează, că putea să fie să fie Gibson de 8.000 de euro. Da, nu era de băieți. Era de fete. Da, și păi, Cristi, eu mi-amintesc când am făcut... Se aude când scârțe. Se aude ca un pârț. Da? Tare. La nu știu ce, a fost o cântare, la nu știu ce aniversarea de-astea cu Phoenix de mulți ani și a fost o cântare acustică. Phoenix, nu știu cum, am plac de acustic, nu știu ce, la Teatru Național și a trebuit să-și cumpere, era supărat rău că a trebuit să-și cumpere acustică. Pe lângă cele, nu știu câte chitare electrice câte avea el, trebuie să-și ia și treba, trebuie să-mi cumpăr pentru o cântare, trebuie să-mi iau acustică, ok. Și după aia a făcut o vreme cu Cristi și i-am luat o chitară electrică. Ce? Și e important. I-am luat un Ibanez, un RG, era o chitară. Cu Ibanezul se începe, da. A fost un context. A fost un context. N-am știut ce să iau în clipa aia. M-am dus după sfatul lui Cristi. Mă știam cu Călin Ilie, care e proprietarul magazinului MC Music. Nu știu să zic, să nu zic. Ok, am zis. Și care vinde Ibanez în România. Și na. Știi cum e, cu discounturi, cu prietenie, cu nu știu ce, ne-am dus și am luat o chitară. Că eu nu am primit discount acolo. O chitară, păi, stai mă, că nu e chiar pentru toți. Și... am cumpărat două deja. Și l-am văzut că începe la vremea
că îi plăcea. Că a renunțat la Guitar Hero, la ăla. Cu clapă. La PS, nu știu cât. Ce nebunie aia, da. Deci a abandonat Guitar Hero, cu care se juca de mare zor, l-a abandonat în favoarea chitarei. Cânta acasă singur cu chitara și punea negative și începuse și la 13 ani descoperise el pe Gilmore, îi plăcea foarte mult, ceea ce îi place și azi, și cred că din cauza lui Gilmore s-a apucat de chitară. Și când l-am văzut că ia viteză și având și această situație că cât de cât mă pricep la poveștile astea, l-am auzit că e bine cu telefonul, că aude corect, că aude bine, pentru că chitara e o poveste cu întinsul de curse, întinsă, fie nota aia corectă. Știu ce spui. Și l-am auzit că e bine și am zis, bă... Deci tu te-ai apucat de chitară încă din timpul în care se făcea acordajul cu laudă de la telefon, de la tonul de la telefon? Nu, aveam tuner. Deja era tuner, existau tunere. Acolo există aplicații, imediat ți-ai rezolvat problema. Era... Băi, am și eu aplicații, am ce vorbești. Stai, Guitar Tune. Am de acordat contrabasul. Chiar... Da, să știi că are și camerton acasă, dacă are vreo importanță, și are și camerton cu două fețe, cu la și cu mi. Nu știu ce e camerton. E diapazonul, știi ce era? Diapazonul, știu ce. Asta era o chestie cu care te acordezi suflând în el. Și sufli și îți dă nota, îți dă lau. Ah, ok. Sau ăsta al lui, partea dacă sufli îți dă la, pe partea altă îți dă mi, cred. Sau. Okay. Deci instrumente... De-astea, cum se cheamă, mecanice de... Analog. De acordat, în sfârșit. Dar, da, pe vremea aia existau deja tunere, că există de mult astea. E, și am văzut că treaba e funcțională și am început să investim în fundulețul lui cu, pe partea de muzică, când cumpărat chitare și pedale și dus la lecții, după aia a făcut niște ani de zile, a făcut lecții cu Nicu Patoi, care... A fost foarte important, cred eu, în tot contextul ăsta al hotărârii lui de a deveni, de a se face muzicant. Și după aia am mai studiat o vreme teorie muzicală cu Neuro, cu Marius Bob, care cântă cu Felie acum, și care a fost la bere gratis, acum cântă cu Felie, profesor de chitară la Rock School. Și n-au făcut deloc, deci nici nu se atingeau de chitară, au fost vreo cât 2 ani. Ce văd eu? Da, nici nu se atingeau de chitară, au făcut numai bobițe pe hârtie și cu pianul și cu... Da, e important, adică probabil. Adică partea de teorie muzicală. Păi... Dar care a fost primul concert? Dar asta mă interesează la amândoi. Stai, care a fost? Stai să termin, că vreau, iartă-mă, dar vreau să termin asta cu... Mai nebun. Eu mai mișc un pic ăsta, da? Între timp, așa, gata, scuze. Vreau să... asta cu 20 de oameni, că asta era o chestie distractivă. Știi că era o poveste povestită de Bowie undeva pe la mijlocul anilor 7, ba chiar mai târziu, când Pink Floyd erau foarte mari, giganți. Deci, probabil în perioada cu The Wall sau după, când a zis, bă, eu mi-amintesc că în 66 la, cum se cheamă, zi, clubul, celebrul club din Londra. Știu despre ce vorbești, dar nu pot să-mi amintesc. Ceva cu M? O să-mi amintesc. Da. E un club unde cântau toți pe vremea era. Și... își amintea, povestea că se ducea la cântările cu Floyd, unde nu erau mai mult de 20 de oameni în fața scenei, cu Syd Barrett vopsit cu alcool, nu știu ce, și bă, mi se păreau din altă lume. Din altă lume și ceva, și erau 20 de oameni în fața scenei. Atâta erau, zic că nu erau niciodată, și ce, eu eram totdeauna unul din cei 20, zice Bowie. Și ăsta s-a folosit de povestea asta odată la Vamă, când a cântat cu celebra formație The Blue Pulse, Blue Pulse, cum îi zicem pe românește. E și într-un film formația asta. Da, 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 da. În ce film? Balta Halbă. au cântat la nu știu ce cărciumă pe la Vamă și cred că erau vreo 30 de oameni, 40 de oameni, da, ceva pe acolo. Deci nu era lume multă. Mă apucasem de băut în vremea, nu mi-amintesc. Da. Și le-a zis, zice, bă, să știți, le-a povestit asta cu Bowie, să știți, și să, ce să vezi, le-a zis oamenilor, Bowie a avut dreptate.
Mai e o poveste cu Sex Pistols, care tot așa, prima lor cântare ever. Iartă-mă, poți să trag asta un pic mai aproape? Dacă vrei, încerc să nu dărâmi. Prima cântare a lui Sex Pistols a fost tot așa, într-un liceu, cred, în sala de basket, și au venit vreo 30 de oameni și pare mare parte din aia, 30 de oameni sau 20 câți erau, au ajuns toți muzicieni, unul la Simple Minds, unul la Simply Red, de-astea, da. Păi probabil, New Order. Probabil că s-au dus la Pistols și au zis, bă, trebuie să ne apucăm să studiem. Exact, da. dacă se poate așa, înseamnă dacă că... Dacă ăștia cântă, putem, da, și noi. Dar s-au adunat acolo, e important epicentrul. Cine știa de la cântarea aia Blue Pearls din vamă ce muzice ne avem acum? Păi nu știa nimeni, da. Aia din public, zic. Da. Așa? Ce știau? N-am înțeles întrebări. Nu, ce vedete o să anunță? A, da, iată, chinez, eu. Da, cum? Și chinezul care bate tuba la formația... La formația Umbra, da. 2 puncte Umbra. Da, și domnul Alex Parker. Alex Parker, așa. Acum îl cheamă Alex Parker. Acum îl cheamă Alex Parker. Care a fost care este prima voastră cântare? Dar mă interesează și la tine și la tine. Băi, prima voastră, primul concert nu-l uiți niciodată. Al meu, de pildă, a fost un Iris în 16 decembrie 1989 la Polivalentă. Erau de la 4 la 7 și de la 7 la 9 la 10. Și nu m-a lăsat maica mea decât de la ala de la 4 la 7 și mi-aduc aminte că în momentul în care am ieșit afară de la concert la 7, erau deja dubele miliției pentru că sunt puțise treaba la Timișoara, uh-huh, și aici erau cam pe treabă, s-au făcut și niște arestări cu aia de mai târziu și mi-aduc aminte foarte limpede concertul ăla pentru că erau cu scaunele jos în față și stăteau câțiva mețiți acolo și aplaudau frumos, iar rockerii se duceau pe părți. Și unde era cântarea? La Polivalentă. La Polivalentă, ok. Și în momentul în care ne agitam acolo, cu aveam era și o îmbrățără... Cu... Da, a fost lume foarte multă. Apărea cineva, un domn, cred că și știu cine era, cu care ne punea o lanternă în ochi, cu un milițian lângă, spunea, stai jos, n-ai voie să... Țopăi să nimic. Bine, ok. Mi-au ca foarte bine aminte concertul. A fost vreo 5 formații, a cântat totuși în deschidere. Iris, cap de afiș, cred că au mai fost și celelalte cuvinte. Da, și fiecare avea câte o bucată de cânt. Și formația Incognito. Okay. Era tot atunci, da. Mi-au ca aminte de formațiile astea. Ăla a fost primul meu concert în care am zis și eu, wow, uite, rock and roll, baby. Da, la mine primul a fost... În 80 am fost la un concert cu Iris, cred că cu Harap Alb înainte, în deschidere, cumva, la Eminescu, la Casa de Cultură Eminescu. Mi-am amintit acum că m-ai întrebat, altfel m-aș fi gândit. Deci, la Casa de Cultură Eminescu, dus de un prieten care era cu un an mai mare, a zis, hai de băi, te du la concert. Ok, și ne-am dus la concert, mi s-a părut... am ajuns în America. Am zis, bă, asta e America, clar. Nu știam că există atmosferă de asta la concert, nu fusese niciodată la niciun concert. Eram în clasa a 9-a. Cam câți oameni erau? Era plină. Deci erau vreo 5-600 câți... Uhu! Păi câți încăpeau pe Eminescu, în Casa de Cultură, era sala mare. Era un standard, cred că aveau 700 de locuri. Mm-hmm. Era ceva. Deci cred că era plină și... Erau astea cu cetățenii care intrau în niște transe din astea inexistente, că nu se băga nimic, dar erau... Vodcă, nu? Nu, poate că ceva machială, dar nu era nimic ieșit din comun. Și nu cred că înăuntru, nu puteai să intri cu băutură. Oricum, eu eram în clasa a 9-a, nu era cazul, nu mă prinsesem cum e treaba, dar îi vedeam pe oameni așa căzuți, știi... Imaginea aia de la, nu știu, de la Woodstock cu gagii în transă, mi s-a părut extraordinar. Coace de siguranță. După aia au apărut poveștile, coacele de siguranță, cu haina de școală pusă pe dos, cu sacoul de la școală, cu mânecile alea albe, care mi s-a explicat că e un act de frondă. Și am zis, ok. Și cu clopuri în cap, în sfârșit. Deci ăsta a fost primul meu concert, zi, șeful. Care a fost primul tău concert? La care am fost, habar n-am. Nu mai țin. Nu mai știu. Poate să zic că primul la care a cântat. Da. Primul pe care mi-l amintesc
cap-coadă, adică, mă rog, cap-coadă, mi-l amintesc foarte vivid așa, a fost Stones, pe Liam Manoliu. Rolling Stones. Da. Mm-hmm. Pe ăla mi-l amintesc perfect și acum, că, na, a fost surprinzător. Da, 60.000 de oameni au fost atunci, 64.000 a fost ceva. Și Muse, pe stadionul de rugby, parcă a fost, mm-hmm, și pe ăla mi-l amintesc foarte bine. Clapton. Clapton a fost mai târziu, deci, mai amintesc unele de pătrâni, dar nu mai toate concertele pe care el și le amintește de când hău, mie mi se par foarte recente. Normal, că așa și ești. Foarte recente. Păi și când a fost un scând, cât aveam? 12 ani? 11 ani? Da, nu știu, eu tot cei după 90, eu numesc un disc nou. Dar așa să zic, primul concert, nu mai știu, am fost, când eram mai mic, am fost la zi, că tot aveți amândoi amintiri cu Iris. Am fost la Iris atunci pe aeroport. Aeroport, poate. Care a fost înainte de Stones, parcă, nu? Da, deci... Iris, la... 40 de ani, nu, ceva. Nu, cred că a fost ăla să fi fost. Sau era cu Uriah Heep sau fără Uriah Heep. Da, mai ține minte. Că ăla au fost de două ori pe aeroport. A fost ăla știu când că... s-a lansat albumul Lună Plină, sigur, n-aveai cum. Că, bă, avea cum. Nu, n-a fost cu Uriah Heep. A cântat Despot înainte, mi-amintesc. A, okay. Despot care era puștan. Da. Și deci, a fost așa, Iris, nu știu câți ani. Și mi-amintesc perfect acel concert pentru că a fost incredibil de lung. Cu tot respectul, m-am plictisit de 39 de ori. Și asta, stăteam și îmi făceam calcule, bă, oare cât mai durează acest concert? Și fusese un solo de bas, mi se pare, sau un solo de chitară, a făcut valtă, nu mai știu, erau niște momente, știi, erau niște solo-uri de astea lungi și după aceea se intra într-o piesă. Și am zis, automat, ce frumos a făcut Walter cu chitara. După am văzut că face și Nelu Dumitrescu solo și am zis, tată, fii atent că ăștia trebuie să facă, e împărțit în patru, da, și fac fiecare solo, deci mai avem încă trei solo-uri, tată. Nu se termină niciodată. Este, da, grav. Și a durat mult. Cât a durat concertul? Trei ore și ceva. Așa era, era șmecheria să cânți mult. Doar Guns N' Roses mai are, cum îi spune... aroganța asta astăzi, să cânte trei ore. La să cânte trei ore după, mm-hmm, ce întârzie la a două. Cel puțin. Mai cântă și, zic cum se cheamă. Sunt mulți care cântă lung. Da. Metallica. Dan Iliescu, printre alții, dar nu la el mă gândeam. nu pot să-mi amintesc. E o formație de mare succes. Nu știu, că eu am fost odată cu un prieten de-al meu, cu Tănase, cu fratele lui Pupe, Doboșarul de la Vița. Când s-a întors el din Canada, acum mulți ani, l-am dus la... Și de la Terminal White. Da. Da. Și s-a întors el acum mulți ani din Canada și l-am dus, după vreo 3 zile, ne-am dus la Hard Rock Cafe, că era, nu știu, aniversare de, nu știu câți ani, de proconsul. Fiind prieten cu ei, el era prieten cu băieții, cu trupa. Bă, și nu se termina concertul niciodată. Le-am și zis, bă, ați cântat absolut tot ce știați și repertoriul de pe Vapor și ăla de la Melodii de înainte de 89, n-ați ratat nimic. Acum m-am mai văzut cu ei de curând și a zis, haide mă că exagerez, mă, 3 ore și, adică nu se termina niciodată. Mai aveam puțin și începea metroul din nou să meargă de dimineață, adică. Queens of the Stone Age se cheamă trupa la care mă gândeam. Queens. Care am înțeles că și eu niște apucături de astea de nu se mai opresc niciodată. Chitarea la mult acolo. Da, da, e și talentat băiatul care chitarește. Da, știu. Este reușit. Da. Concerte pe care le-ați văzut și, băi, v-au pus în cap, au zis, bă, uite mă, asta a fost maximul pe care am putut să-l văd la muzici. Mă gândesc mai mult la tine, Minel, că ai văzut mai multe. Unul, să fii, bă, asta a fost treaba, știi? O să fii hai să spun o treabă. Eu știu că tu ai fost băgat în povestea asta cu concertele, mă rog, după anii 90, da? Ca să facem un scurt istoric de 3 secunde, am lucrat la televiziune din 90 până în 97, la TVR, unde m-am ocupat de concerte, am filmat concerte și am lucrat cu producătorii la producția de concerte, chestie care nu ținea de jobul de televiziune. Ținea de dorința mea de a lucra, uh-huh, la producția spectacolului, ceea ce, na, am lucrat și pe producția lui Cerbul de Aur și așa mai departe multă vreme. După aia am lucrat la o casă de discuri, la Zone Records, care era licențiat Poligramul ulterior Universal Music până s-a desființat, până s-a preluat, exact. Și după asta am, în tot timpul ăsta am lucrat
la producția de spectacole. Păi și când paradă. A venit Ian Gillan atunci la București, nu ți-a căzut capul? Ai zis, bă, uite-l pe Gillan și uite ce cântare. Și uite ce... Mi-a căzut capul, că eu am fost și am fost însărcinat să-l iau de la vamă. Venea din Bulgaria. Din vama veche sau de la... De la vama veche, pe la vama veche a venit și pe vremea era o zăpăceală 92, da? Și am fost suit într-un autocar Iran Național, Mercedes Iran Național, care putea să meargă cu maxim 60 de km la oră, că altfel halea uleiul. Ați făcut ceva până aici. Și ne-am dus la... Am fost trimis la Negru Vodă. Și după ce am stat vreo oră și nu se întâmpla nimic, nu treceau niciun om, era o pustietate la Negru Vodă, l-am rugat pe... Cam Bulgaria, de altfel. L-am rugat pânea ăla de la pe grănicer să mă lase să dau un telefon și am dat un telefon la București, am sunat pe Dorian și zic, bă, ar fi trebuit să ajungă. Stau două ore, nu e aici, vrei să verifici? Ia că verific. Și i-am dat numărul de acolo după 5 minute. Dar cum se verifică asta atunci? Nu aveam telefoane mobile. N-aveam, a sunat în Bulgaria la Sofia Music Enterprises și ei aveau un om cu ei, nu știu. Deci cumva i-au zis, bă, au plecat de nu știu când. Cred că sunt de mult la vamă, au zis aia. Că au plecat la nu știu ce oră. Și atunci și-a și întrebat, pe la ce vamă? Și pe la vama veche. M-a sunat și a zis, du-te repede, 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 că ia stau la vama veche și tu stai la Negru Vodă. Istoria a rămas că m-am dus eu, ca și când m-aș fi dus eu de nebun la Negru. Evident, m-am fost trimis în altă parte. N-aveam de unde să-mi imaginez eu că puteam să mă duc la Nădlac, dar... În sfârșit. Nu știu cât e distanța, nu sunt mulți kilometri. Oricum și azi mai povestesc ăștia cum m-am dus eu și cum a stat la vă două ore, au stat ăia, toată trupa, erau cu tehnici, cu nu știu ce, în soare. Am stat în vamă, acum am, băieți. Da, și când am ajuns, i-am... Când era bine. Am alergat isteric acolo, m-am dus la ei, finally, nu știu ce. Sorry, te-am povestit pe repede că nu e vina mea. Hai, i-am suit în autocar. Câți ani aveai? 92, 27. Mm-hmm. Ok. Da. Alt entuziasm. Da. 28. 28, da. Și nu împlinisem încă, deci 27. Și ăsta a fost primul lucru. Am plecat cu autocarul, am mers 100 de metri, 200 de metri, am zis, la primul butic, apăruseră buticuri. Am zis, ăsta oprește. Din 2 mai, să gând. Ce 2 mai, mă, acolo în vamă? Era la vamă. Gata, știu. Nu era în localitatea Vama Veche, ci la vamă. Știu ce spui. Și am zis, oprește. M-am dat jos, am luat o ladă de bere rece și o apăruseră Coca-Cola alea de la Turcia, erau încă nu existau în România, erau niște sticluțe așa de 100 de mililitri și am luat, s-au dovedit utile și alea. Și când am urcat cu berea rece, de unde eram privit cu oarecare circumspecție așa, deodată au zis, you're a hero, man. Și treaba s-a îmbunătățit subit. Am făcut 2 zile și 3 nopți până la București, nu mai ajungeam. Pentru că am această întrebare. Te-ai dus să iei, să zicem, dimineața, nu? Ei trebuiau să cânte seara? Nu, a doua zi. A doua zi. A doua zi, în seara era Iurea Hip, prima seară. Ok. Și ăla nu putea să meargă cu mai mult de 60. Mi-a zis, zice, șeful, dacă vrei, eu îi dau. Zice, dar trebuie să ne oprim din 50 în 50 de kilometri să mai torn ulei. Zice, eu am ulei. Zice, îi torn, dar pierdem timpul. Mai bine merg cu 60 să nu mănânce uleiul. Că o să fie, și le-am explicat și asta e treaba, ne-am oprit la Fetești și au dorit să facă pauză, ne-am oprit la Fetești să nu era lumină, era oprit, nu era curent în Fetești și era un loc acolo, un fel de parcare sau nu știu ce, era un fel de piață cu multe buticuri. Nu era nici autostradă atunci, era magistrala albastră. Măcar. Și erau multe buticuri unde gagii nu închiseseră, dar erau cu lumânări, cu astea, cu lanterne, că nu era curent deloc. S-au dat ei jos, s-au dus pe buticuri și ăla, cel mai haios, era tehnicul de tobe.
care era cel mai glumeț și nu știu ce, și a venit cu o cămașă, avea un mare tricou cu Metallica, așa, fără mâneci, și a venit peste cu o cămașă de aia turcească, albastră, lucitoare, așa, cu lănțișor la gule, știi, așa, legat. Și ăștia tot aveau... Cochetărie. Și au început, a, zice, gata, mă, acum poți să te însori, ia, gata, eu... You're ready to marry, nu știu cum îi ziceau rogagiu, nu știu ce, și au continuat glumele astea până când Gillan personal a luat o forfecuță de aia de unghi, bă, și a sfâșiat cămașa, i-a tăiat-o așa, știi, pe spate, pe mâneci, deci a făcut o ferfeniță pe el fiind, și la sfârșit știu că asta mi-a plăcut cel mai mult, că i-a tăiat și un colț de la de guler, pac, și i-a dat așa cu lănțucul ăla, eu așa. Și ăștia, a, da, mă, zice, de fapt, acum ce trebuie cămașa, bravo, bravo. Deci era un turcism de la, apropo de The Gillan în 92. Deci, dar cine mai era în bandul ăla? Aia, nu mai știu cum îi cheamă, era trupa Gillan, dar nu mai știu cum îi cheamă. Adică nu erau niște băieți cunoscuți de pe la alte trupe? Ba, cred că mai cântaseră cu ăla, erau bine, Gagi, bine de tot, dar nu mai știu eu cum îi cheamă. Dar, dacă mă uit pe calculator, da, okay. Îi găsesc, curios. Dacă mă uit pe acte acasă, că mai am hârtiile, da? Și la tine care a fost primul concert ăla de te-a pus în cap? Mă rog, tu mi-ai povestit asta cu Gillan, mi-ai zis care a fost unul dintre cele mai șmechere concerte de atunci. O să... Ăla a fost ok, acum, Ana. Eu ți-am povestit cu Gillan că ai zis de Gillan, da. O să fii poate că ușor surprins, poate că nu. Concertul care mi-a plăcut mie cel mai mult din istoria lumii pe care l-am văzut eu a fost Michel Petrucciani la Ateneu. Michel Petrucciani este a fost un pianist gigant de jazz. Mic de statură. De asta, nanist, cum se spune, nanism. Nu știu dacă nanism avea o boală de asta, în sfârșit, era foarte mic, dar mâinile erau normale și creierul era gigantic. Eu l-am iubit peste măsură pe Petrucciani și îl iubesc și în ziua de azi, dar concertul ăla a fost fără suflare. N-am vorbit cu nimeni vreo săptămână după aia. M-a doborât. Solo piano m-a doborât. Excepțional. E o treabă, știi? O treabă când vezi un concert pe un DVD, în sfârșit, la televizor, pe un video, pe ceva, asculți albumul, îl știam bine pe Petrucciani, dar când îl vezi, cum vine el în cârge, așa. Și se suie la pian și în clipa când se suie la pian nu contează nicio cârje, nimic, e Doamne, Doamne la pian, deci absolut genial, extraordinar, mai mult ca ăla nu mi-a plăcut nimic. Așa, de la rock am fost foarte impresionat de concertul lui Sting din 96 la Sala Palatului. Sting. A fost Sting în 96, nu mi-aduc aminte. Da. Prima dată când a fost 96 la Sala Palatului. Atunci că era pe piesele hituri, că acum nu mai cântă. Am filmat băiatul, deci vă zic sigur că știu că am filmat. De la rock, din astea pe care... Și mi-a mai plăcut foarte mult... Mi-a plăcut foarte mult Muse la Piața Constituției. Mi-ar mai fi plăcut și altele. Am văzut de 7 ori, nu știu, Deep Purple... Cred că și am văzut de vreo câteva ori. Dar unde e cea mai mare, din astea în care ai fost implicat în organizare, unde e cea mai mare desfășurare de forțe? Stai. Că bănuiesc atunci când vine, habar n-am, Metallica sau... George Michael? Da, au fost, știi care e treaba? Au fost desfășurări de forțe legate de timpurile și de vremurile când s-au făcut. Că una era desfășurarea de forțe în anii 90, una era povestea să faci Metallica în anii 90... Am făcut în când am făcut, 99, 2000, nu mai știu când. 98-99. 99, cred că a fost. 99. Ala cu Monster Magnet. Da. Și cu Antract, te rog. Da. Cu Power Glass de aur. În 99, una era să faci Metallica atunci și una e să faci Metallica în 2018. Cu totul altă mâncare de pește. Gândește-te că nu existau mail-uri, era totul cu faxul. De-abia apăruseră telefoanele mobile și era complicat să dai de pe telefoane că îți dai salariu. Da. Deci, na, mi-e greu să zic care a fost cea mai mare zăpăceală.
La George Michael, la George Michael nu mai știu când a fost, a fost o zăpăceală mare. Deci a fost muncă multă. 2006? A fost înainte de Stones, că după aia s-a... Ce am greșit? Nu, n-ai greșit cu nimic. Voiam să știu la tine de primul concert pe care te-a pus în cap. Sau, hai să zicem, și genul ăla de cântare, când ai zis, bă, vreau să fac și eu asta. Dar nu mi-am amintesc. Băi, ai stricat copilul mă, l-ai dus de mic la toate astea. Băi, primul concert, uite, asta pot să zic, primul concert la care m-am dus și am zis, ok, nu credeam că e așa, că se poate așa, ăla a fost de care știam mai devreme, The Muse de pe stadionul de rugby. Mm-hmm. Deci prima dată Muse. Nu neapărat că mi-a plăcut mie... A venit de două ori Muse? Da. Păi prima oară a fost pe stadionul de rugby și a doua oară a fost în Constituție. Cred că l-am pierdut pe la Rock the City. Da, 2017? Okay. L-am pierdut pe al doilea. Pe primul l-am văzut când a fost cu Maiden. A fost Maiden și a doua zi Muse. Da, ok. 2016? Ok. Ok. Da. N-a fost, adică n-aș putea să spun că a fost concertul meu preferat sau ceva de genul, dar a fost o cântare la care m-am uitat și nu știam că se poate așa. Că se poate așa, dar nu știam că s-a ajuns acolo. Uh-huh. Cu toate chestia asta, și ok. E o combinație foarte bizară, are foarte mult thrash metal pe chitară, dar pus în varianta asta mai băi, pop un eu pic, adică mă gândeam la toate chestiile, la cum s-a cântat, la cum a sunat, la toată producția, la tot ce s-a întâmplat acolo, la toată acțiunea aia. Nu știam că e așa. Trebuie că se poate și așa. Ei, ca muzicanți, văd niște lucruri pe care... Tocmai de asta întreb. Nemuzicanții nu le... Da, tocmai de asta întreb. Au o altă percepție... Și scapă niște chestii pe care le vede unul care nu-i muzicant, dar este pasionat și nu știu ce. Asta nu strică, nu ți atenuează din bucuria unei cântări faptul că vezi prin filtrul ăsta profesionist tot timpul? Nu, deloc, că dacă e mișto, apreciez cu atât mai mult. Ok. Faptul că îmi dau seama și de... Uite, spre exemplu, atunci când te apuci să faci un film sau un videoclip sau whatever, o să-ți dai seama, la un moment dat, toate cadrele vin din stânga. Ba, da, și se schimbă la cam 5 secunde cât un cadru. E, și tot având treaba asta, te aștepți de acolo, știi? Da, mă, și aveam dilea la asta... Voi ăștia pe video sunteți și răi la suflet, aveți și chestia asta. Și aveam dilea la asta. Când să vezi scandalul între ăștia cu Apple și ăștia cu Windows. Când lucram la televiziune și eu început să am dilea la asta, vedeam toate săriturile în cadru de o fotogramă. Stai mă puțin, sau mă uitam la nu știu ce film și stai mă puțin că a plecat cu mașina nu știu cum și a venit, a ajuns cu ea în cadru, nu e treaba bună. Tot, vedeam tot felul de astea care, în sfârșit, între timp am lămurit că nu trebuie să le vezi pe toate. Dar, din nou spun, ei văd, aud niște nuanțe, sunt niște chestii pe care, dacă nu ești muzicant, nu te prinzi de niște nuanțe, cum cântă ăla, bănuiesc cu tonuri, cu... Că la chitară, plus vocalist, un tip de frazare... Păi nu e treaba, adică, nu știu, eu de exemplu, poate că așa e, cum zici tu, eu personal am fost întotdeauna, mi-a fost ușor să mă detașez, adică, na, una e când lucrez la o chestie și după aia, dacă am de ascultat ceva din postura de ascultător, s-o ascult. Uite, acest album pe care l-ai aici, de exemplu, care este un album, o frumusețe extraordinară, mi se pare mie personal. Doamnele sau... Acest disc. Discul propriu-zis cu tu. Acum, dacă e să-i faci o analiză de asta profesională, cu siguranță îți vine cineva și o să zică... Nu știu sunt, ce... Sunt trei note tot albumul. Am înțeles, da. Ceea ce nu este un neadevăr, sunt într-adevăr trei note. Dar nici neapărat un neajuns. Dar dacă știi nu... să faci cu alea trei note din treabă, potrivă, da. Mi se pare o reușită să faci toată construcția muzicală care... în care constă albumul ăsta tocmai din puțin. Tu ai prins și zona asta mai nouă, da. Știi... Ție nu-ți place? Ba da, îmi place. Nu-mi plac Placebo-urile astea mai noi, dar... Eu am fost de două ori și m-aș duce și acum pe 13, dar nu știu dacă pot. Să duce fimea. Îmi place foarte mult. Mie personal. Și mie. Eu am o problemă cu sunetul. Am... puseuri de audiofil, nu sunt chiar un audiofil, dar am puseuri de audiofil și mă bucur foarte tare când ascult ceva analog, spre exemplu Zeppelin sau Sabbath pe vinil, să zicem, da?
Când aud, cred că Placebo ăsta e destul de analog ca sound. Acum totul... E numai la 40 de ani mai nou? Față de nu știu ce povestești tu de sabaturi din anii 70? Da, și chiar alea păi din 80. Dar astea de acum, nu, îți vorbesc de un tip de sound pe care nici nu trebuie să mai iau vinilul, pentru că pot la fel de bine să-mi iau CD-ul. Nu mai e, okay. Nu e diferența aia. De când a intrat Pro Tools, bănuiesc, pe piață și... De când au intrat evoluat, toate softurile. Toate softurile, da. S-a mai schimbat sunetul și... Eu, de exemplu, n-am niciun fel de pasiv de audiofil. Eu am viniluri multe acasă. Trebuie să trec pe la tine. Am viniluri, am CD-uri, am magnetofon, am casetofon, să știi că am benzi, am și le ascult, adică și funcționează și le ascult. Ascult benzi, ascult casete, ascult viniluri, ascult CD-uri și ascult și muzică din calculator. Nu am niciun fel, n-am Spotify, n-am niciun fel de streaming și nici nu-mi pun. Deci, n-am nevoie, nu folosește la nimic mie personal. N-am nimic împotriva lor, norul negru e pe toate platformele, nu știu ce, și le susțin, doar că eu personal nu am nevoie. N-am nicio apucătură de audiofil și nu, pentru mine nu contează decât conținutul. Am viniluri și cumpăr și acum viniluri pentru că mi-amintesc de adolescență, cum am apucat eu să ascult muzică și ce îmi plăcea. Sigur că îmi place produsul așa, că este mare și... Da, e o poezie. Partea grafică și... Exact, e o chestie... Să știi că am observat... Dar din nou îți spun, nu mă interesează decât conținutul și n-am... Chiar nu vreau să fiu catalogat ca un colecționar. Nu sunt colecționar. Nu am colecție de discuri pentru că nu mă interesează partea fizică. Mă interesează, na, întrucâtva mă interesează, dar mult în secundar față de conținut. Iar conținutul e același. Artistul cântă la fel, cântecul e același, pe orice l-ai ascultat, că l-auzi tu mai bine, că ai apucături inginerești, să fii sănătos, n-am nimic împotrivă, dar eu nu le am. E un tip de dinamică pe care o încasez când s-aude bine. Plus, e foarte corect ce ai spus, că ai vinilurile și astea. Să-ți explic o treabă. În momentul în care te interesează un artist și ai un tip de respect pentru muzica lui, da, și vrei să înțelegi ce s-a întâmplat, băi, cumperi discul și l-asculti și tu, nu pe boxele astea mici sau pe telefon, știi? L-asculti și tu pe niște scule. Norul Negru are fani, ca să zic așa, sunt oameni care au cumpărat discul, nu că ar fi mulți, sau care l-au primit cadou pe primul, de primele două n-au fost comerciale, sunt au fost numai, am fabricat promoțional. Exact, ca să le dăm cadou și le au și sunt ne... Astea două. Vacanța și cu Contra Infinit. Sunt oamenii le au și le țin în vitrină pentru că ei n-au CD player, nici la calculator. Ei ascultă în continuare, sunt cu ele pe Spotify și pe nu știu ce, pe telefon și le ascultă, că asta e treaba. În lumea asta trăim, ce o să fac, să mă supăr pe copii acum? Unii au cumpărat CD-ul și îl țin acolo, în vitrină. Uh-huh. Nu știu dacă dă respect sau pentru faptul că au dorit să aibă obiectul ca atare, că le place lor trupa, dar și sunt mulți așa, sunt mulți. Ce crezi că ăștia toți care au cumpărat vinilurile de la, nu știu cine a făcut, Vița și Luna Amară și nu știu ce, eu sunt convins că jumate din ei n-au pick-up, ăștia care au cumpărat, pentru că Vița, de exemplu, au făcut nu știu ce, ăla cu Sinfonicul, au făcut un vinil. A fost o colecție multe, oricum, vinilurile... colorată. Da, și știu că s-au vândut și se vânduseră foarte bine, nu știu ce tiraj a fost. Câteva vinilurile de în momentul de față, în general, se vând foarte bine. S-au vândut înainte de a fi gata fabricația, înțelegi? Și... au fost și o perioadă, deci și s-au orientat, a fost un marketing bun, probabil că s-au făcut cadouri foarte multe, le-au cumpărat și le-au dat cadou, dar sunt convins că jumate din aia care au cumpărat, nu că ar fi fost mii, probabil au fost 500 sau, dar jumate din ei sunt convins că n-au picat pe acasă și că au dat 180 de lei ca să-l pună în vitrină sau cât a costat el. Dacă ajut artistul, știi, mă uitam la un interviu, la un podcast cu Grimes, purtătoarea copiilor lui Elon Musk, da, fosta soție, whatever. Așa. Și ea a spus o chestie acolo pe care eu nu știam, și anume că de pildă pe Spotify 80% din cei care consumă Spotify, băi, 80% ascultă classic rock. Și tu ca muzician nou,
da? Trebuie cumva să-și faci loc în restul de 20%, ceea ce e foarte complicat, pentru că sunt foarte mulți muzicieni noi și parcă acum mai mult decât niciodată avem mult mai multă muzică decât am avut vreodată, știi? Se... Sau acces la tot. Ascultătorii oricum sunt împărțiți, că de încât știu, adică grosul de ascultători de hip-hop, de exemplu, stă pe Tidal. Din câte am înțeles. Ceea ce Tidal am și eu. Ceea ce e de mare mirare, că ăla e hi-fi, știi? Adică, da. Ce Tidal, da, e deținut de... E cumpărat de Jay-Z, din ce am înțeles. De ce le-ar trebui, ăstora? Și întregii... Și hi-fi? Basul, măi. Ah, ok. Și întregii... Nu e, da. Și, na, casa de producție a lui Jay-Z face toate lansările în exclusivitate pe Tidal, știi? Okay. Inițial, din ce am înțeles. Adică nu m-am interesat foarte mult pe tema asta, mi s-a povestit, m-am uitat, părea că cine mi-a povestit are dreptate. Ce întrebam este cât de adică complicat e să-ți faci acum loc în aia 20%, mai ales aici la... Băi, nu e complicat, e imposibil. Adică n-ai să-ți faci loc în aia 20%. Acum, dacă te referi la o formație, nu știu, cum e Norul Negru, să zicem, uh-huh, sau poftim, uite, hai o formație mai de succes, Robin and the Backstabbers. Tu te lupți pe mica porțiune locală de ascultători români care umblă pe Spotify. Acum Grimes zice 80% ascultă rock clasic. Da, mă rog, ia citat o statistică. Da, se referă la 200 de milioane de americani. Da, de unde pornim și până unde mergem? Că rock clasic presupun că e și Guns N' Roses, dar presupun că e și Hendrix. Uh-huh. Adică presupun că îi băgăm pe toți în aceeași categorie. Deci, evident, deja avem 40 ceva de ani și... Sau mai bine, că de fapt dacă stai să te gândești la Chinese Democracy de la Guns, deja e... S-ar putea să fi făcut, dacă e să o calculez pe an, să fi spus deja artiști din ultimii 10 ani, din 2010 încoace. Adică deja ne referim la rock clasic, la un album scos în 2011? Nu e Chinese Democracy, e 2007? 2007-2006, ceva. Da. Ceva de genul, deci deja... 12 milioane a costat la Dumnezeule, deci e cel mai scump disc, da, e cel mai scump disc din istorie. Modile, păi ce, pe ce s-au dus 12 milioane? Păi am înțeles că oricum au tras și au șters tot. Exact. Am înțeles... Pe nenumărate sesiuni de înregistrare șterse. Am înțeles că primul draft erau pe trei piese, era Brian May cu chitara, pe care s-au decis în cele din urmă că nu le place și l-au șters. Adică nu l-au folosit, l-au plătit. Nu l-au folosit, și... da. Ok. No business like showbiz. Mi se pare tare. Apropo de asta, cu că ziceați voi cu apucăturile voastre de audiofil pe care le aveți degeaba. Eu personal nu le-am. Da, mă. Bine, ok. Eu am avut, mie mi s-a părut, am ascultat... El nu știe ce înseamnă audiofil cu amplificator, cu lampă și cu nu știu ce, deci boxe împerecheate cu amplificatorul. Nebunia, da, poate să... Eu înțeleg că sunt intri diverse... pe teremul, să-ți explic, când intri pe teremul audiofililor, nu vorbești de nimic sub 10.000 de euro. Nu e adevărat, ba scâmpii, poate să fie pe 100 de lei. Dar, de exemplu, n-ai voie să ai boxe auto-amplificate, trebuie să ai boxe pasive. Da. Normal. Ideal e să ai și să ai un amplificator. Amplificatorul trebuie să fie... Să aibă și o greutate. Și... Dacă e sub 15 kg, nu există. Deci sunt amplificatoare, 20 de kg, 25 de kg, sunt tot felul de vintage-uri de-astea, de fișe. Prize. De nu mai zic aia cu cablurile. Chiar și râd alea cu cablu de 10.000 de euro. 20.000 de euro. Da, deci eu cabluri chiar de 20.000 de euro care îți mergea din amplificator la boxe. Am zis, băi, dacă vreau să fac un credit la casă și am cablurile astea, pot să garantez cu ele? Cum credit se cheamă ăla, mă? Ce gaj? Ce? Nu, mă, zi ăștia... Unde trebuie să te duci ca să-ți iei cablurile? Ah, Provident. La Provident. Vrei cabluri, bași Provident. Nu-ți dă Provident destul niciodată. Deci, să fim serioși, deci sunt niște chestii. Amplificatoarele cu lămpi, amplificatoare de casă, da? Mm-hmm. Și împerecheate. Nu ții tu boxe și amplificatoare, ții amplificatorul ăla cu CD player-ul ăla sau cu casetofonul ăla, cu boxele alea și încep să vezi, nu știu ce, eu sunt pe niște grupuri de astea și văd discuțiile inginerești. Știu ce spui. Deci nu vorbim, deci n-avem. Ok, continuă. Așa, eu am ascultat o perioadă lungă de timp niște trupe care tocmai din curentul ăsta de Shoegaze California, treabă, dar de nu știu, Coma Cinema, Salvia Palth și alte trupe de astea. Never heard. Da, trupe cu până în 50 de mii de view-uri. Slow Dive sunt mai vedete deja. Da, și la Slow Dive sună mai bine. Aia e faza. Trupele de genul Elvis de Presley, de exemplu, aveau era un statement să se audă prost. Să conteze doar cântecul în sine, știi?
Și era, na, toată trupa trasă cu un microfon în mijlocul așa sării. Așa ca Sarmalele Reci, primul și disc, registrele de atunci, vreau să sune mai low-fi. Da, 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 exact, cât mai low-fi posibil, cât mai efectele puse aiurea. Și sunt niște produse mișto, pentru că mie personal îmi plac. Da, pentru că, într-adevăr, pe ce le asculti? Lipsa aia absolută, pe ce vrei tu, că oricum se aud prost pe orice. Adică e căutată. Le-am ascultat și pe boxele de studio, și pe boxele de la laptop, sau la fel de prost. Măi, ce voiam eu să... Care-i curiozitatea mea până la urmă? Asta și pentru că fiimea vrea să facă și muzică. Ea și face și lecții de chitară, are 3 chitări, are 2 amplificatoare. Bravo, efect. Bravo. În fine. Te apuci de meseria asta, da? Hai să zicem, compui piese... Le scoți cel puțin pe CD-uri, da? Dacă ai oareși ce succes la public, ceea ce presupune că îți vin mai mulți bani, îți permiți să bagi banii să scoți și un vinil, da? Să mergi și pe... Am văzut acum, place și hipsterele astea cu casetele. Da. Fii atent că până acum n-ai spus nimic de pe pământ. N-ai spus nimic real din România. Nu există. În România nu se întâmplă. Nici o formație nu face destui bani ca să poată să iasă comercial. Nu justifică comercial producția unui vinil. Cel mult își scot banii. Ok. Pentru că sunt tiraje mici, profitul este insignifiant, e o chestie mai mult. Am înțeles că trebuie să bagi vreo 7-8.000 de euro să scoți 100 de viniluri sau ceva de genul. Deci, pe lângă costurile de studio normale pentru înregistrarea propriu-zisă, manufacturarea poate să coste 10 euro bucata. Mm-hmm. Poate să coste 20 de euro. Deci, undeva între 10 și 20 cu tipăritura, depinde cât vrei să faci, cum vrei să faci coperta, dar... Păi stai, am această întrebare. Un vinil, dacă îl cumperi, hai să zicem, la prețul de 150 de lei, da. Cam ăsta e prețul mediu a unui vinil. Adică 30 de euro? 30 de euro înseamnă că tu dai vreo 20 pe el și practic restul e... Nu. Dacă dai... Stai puțin, că sunt costurile de studio. Asta e, ți-am zis, numai manufacturarea, numai presarea și tipăritura coperții. Dar ai costul de producție muzicală. Trebuie să te duci la un studio, în sfârșit, în ziua de azi, poate că tragi acasă. Dacă tragi acasă și faci pentru un regim din ăsta, nu știu dacă mai merită vinilul din punct de vedere al calității sunetului. Să știi că se fac multe performanțe cu faci... înregistrat-o acasă mai nou. Sculele îți trebuie primi să faci, tehnica. Știu, dar trebuie să... Eu știu dacă e așa... Măi, întrebarea mea este următoarea. Trebuie să faci iar mastering. În sistemul ăsta, pe vremuri, da, hai să zicem America anii 70-80, da, era o trupă rock, venea casa de discuri, băga bani în tine și nu băga bani, investeam, înțeles, pentru 4-5 discuri, nu pentru unul singur. Cum semnau, da. Și să zicem, aveai succes, tu, artist, îți luai $1-2 de pe un vinil care se vindea atunci, nu era mai mult de $10, $1-2 venea la tine, dacă vindeai milionul, deveneai milionar. Iar milionul erau alți bani atunci decât milionul de acum. E, cum funcționează problema treaba asta la noi acum? De problema unde Dumnezeu mai crești? Dacă vinzi 1000 de discuri, nu ești milionar, dar te simți, adică pare că ai reușit în viață. Da, fii atent. Se vindeau discuri. E celebra poveste cu, nu știu, Petrucci, parcă a zis, a povestit cu Dream Theater, care au încasat primele royalități de la Warner la al treilea album. Deci la al treilea album au reușit să ajungă un pic pe plus ca să ia niște bani de la casa de discuri, royalități de pe vânzarea discului. De la primul au rămas datori, de la al doilea au rămas datori, cu alte cuvinte, producția a costat mai mult decât încasarea, decât vânzarea. Nu s-a vândut suficient. La al treilea, nu știu ce contract aveai, probabil pe 3 sau poate pe mai multe albume, ei fiind vedete. La al treilea au ajuns să... Dream Theater, nu vorbim de... Da, la al treilea album au ajuns să încaseze niște bani. Sigur că ei n-au murit de foame. Cântări. Au trăit din cântări. Cântă cu aia. În sfârșit, au tot felul de activități pe care probabil că le fac într-un regim profesional, nu fac muncă patriotică. Normal, că sunt muzicanți profesioniști. Dar ăsta a fost un exemplu. Casele de discuri așa făceau. Investeau, au făcut până când... A apărut MP3-ul. Până a dispărut produsul fizic. Au investeau, dădeau niște bani la studio, dădeau niște bani la manufacturare, promovau, aveau distribuție, că aveai un produs fizic, trebuia să-l distribui, da? Făceau peste tot, sigur, că una era în Anglia și alta era în România, dar peste tot se întâmpla la fel.
procesul era același. Și încercai să vinzi în așa fel încât să ieși în profit. Artistul mai avea și, evident, procentul artistului, în funcție de prețul cu care îți pui să vinzi produsul, ai toate costurile care alcătuiesc costul, da? Și artistul primește o royalitate, un procent. Dar artistul primește un procent care, la unul care e deja vedetă, e mai mare, la unul care speri că o să fie vedetă, e mai mic. Că păi, la alți pe care nu sper că îi faci vedetă, nu-i produci. În ziua de azi nu mai e așa. În ziua de azi artistul își produce pentru că poate să mai facă și acasă și poate să facă... Eu știu că discurile cu strag acasă, deci poți să-ți minimizezi costurile de producție. Da. Nici studiourile nu mai costă ca pe vremuri, pentru că s-au înmulțit. Adică s-a saturat și această piață de studiouri, că... În ce am înțeles, erau povești, na, anii 80, să mergi la studio, nu putea un om oarecare. În anii 80 și în România nu puteai să te duci în România, decât la Electrecord, sau la radio, sau la TVR, la radio. La radio se mai făcea. Acum, la... totuși, dacă reușești să strângi 1000 de euro, poți să te duci să tragi un single la un studio poți în să regulă. Și mai poți mult să tragi și mai mult dacă ești pregătit. Adică dacă... La 1000 de euro ei închirie studio pe o zi sau... Nu. Mai mult. Mai mult. Poți să te înțelegi la oră, poți să te înțelegi la proiect. Bă, vreau să fac 5 cântece. Poți să-ți dau banii ăștia, dar îți promit că nu stau mai mult de 5 zile, să zicem, în studio. Sau îți iau cu ora, cât mă costă ora. Nu știu cât ora plus TVA sau în sfârșit, cât costă ora și... poți să negociezi de la om la om. Aici n-ai o chestie comercială, n-are legătură. De unde îți vin banii ca muzician? Îți vin din cântări? Concerte? Nu, no, îți vin și din... Merchandising? Dacă... Îți vin și din structurile statului care te recompensează dacă ești un muzician difuzat? Drepturile de autor de la radio dacă... Uniunea Compozitorilor și Creditam. Sunt cele două categorii, da? Drepturi de autor care îți vin pe filiera... ADA, UCMR ADA, Asociația Drepturilor de Autor, Drepturilor de Autor și Creditamul, care este drepturi de apariție. Care este, care are legătură cu partea de interpretare. Deci cu interpreții, unul are treabă cu autorul, unul are treabă cu interpretul. Dacă nu scrii cântece, n-ai nicio treabă cu UCMR ADA, poți fi foarte mare muzican, n-ai nicio treabă acolo. Nu găsești niciun bani de la UCMR. Da, dar dacă piesele sunt difuzate de radiouri, în principiu, și eventual le cânti în concerte, atunci îți vin, poți să mai încasezi niște bani din aceste două surse. Dar suma la care ajungi... E mică. Dacă nu e Smiley. Păi asta întrebam. Îți permite să duci un trai decent? Suma la care ajungi pe lună îți permite să duci un trai decent? Ca muzician, uite cum e Dan aici? Uite... Ce să zic? Pe lună? Suma pe care, adică, suma pe care o fac eu. Plătești întreținerea, taxe, mâncare. Suma pe care o fac eu. Vin bani la Spotify. Da, vin. Nu vreau sumă, vreau să știu dacă... De la Spotify vin aproximativ 5 bani pe lună, o chestie de genul ăsta și nu exagerez, adică nu e o glumă. Da, sunt în casări de-astea că sunt tot prin UCMR, da, și le avem raportate, deci le vedem în fișiere, înțelegi, și de-astea. Un ban, doi bani, poate că se fac 10 bani la un moment dat. Băi, am aflat că există noi denominări ale leului de la încasările Spotify. Nu știam... Și nu e numai și de la Zomba, și de, sau cum se zice, Zonga. Zonga, și da. De la Zonga vin vreo 3 bani. Așa, bun. Da. Stai liniștit că la formațiile și... cunoscute vin 3 lei. Pe mine mă distrează chestia asta personal. Știi că acum în acest val de influenceri pe YouTube și pe diverse alte platforme, YouTube, Instagram, nu știu ce, se discută despre banii pe care îi fac diverși despre YouTube. Și discută, na, printre alții oameni care habar n-au cu ce să mănâncă genul ăsta de lucruri. Și mai aud așa, știi, de la oameni care n-au legătură cu fenomenul, mai aud așa aruncată cât o informație asta. Băi, au zis că Dorian Popa face 20.000 de euro pe lună din YouTube. Ceea ce... Putem să ne îndoim profund. Putem să râdem de-a dreptul, că am trecut de momentul de a ne îndoi bun. El poate face
din reclame, adică vine o firmă la el și zice, băi, îți dăm banii ăștia ca să, nu știu, porți tricoul ăsta sau să zici în video-ul tău de pe YouTube. Tine, da. Da, banii din YouTube, din YouTube zis, să fim serioși, n-are nicio legătură. Nu cred că poți să faci 3 miliarde de view-uri. Știi că sunt niște artiști celebri care s-au retras din toate platformele de streaming. Da, dar au fost pe alte... Radiohead, printre alții. Radiohead, Metallica... Metallica s-a retras? Da. Nu, Metallica e pe Spotify. Este pe Spotify, este. La unde se retresese. Eu de Radiohead știam că cred zicea ăla că... Poate că știu eu prost atunci, dar eu știam de Metallica. Eu știam de Radiohead, că a zis ăla că este o hoție oribilă. Ce mai ziceau? Revenind la partea cu casetele, ca să închem chestia. Deci, banii pe care îi fac eu în momentul de față, dar să ne înțelegem, nu... Eu fiind în patru trupe, eu scriind și pentru alții piese și înregistrând și pentru alții piese, adică fac și muncă de studio, cu toate chestiile astea adunat și cu încasările de la stat, pot să duc un trai în regulă, eu personal și cu prietenii mei, dar dacă fac copil mâine nu mai am bani de studio. Și cam cât, ce volum de muncă e pe zi? De pildă, depinde de perioadă, pentru că na, ca în orice zonă de asta de freelancing, sunt perioade ocupate, cum e vara, cum e nu știu ce. De exemplu, vara ai multe, primăvara și vara ai multe concerte când sunt mult. Toamna și iarna toată lumea pregătește ca să scoată în vară hitul la mare, așa că lucrezi mai mult la studio. Punem, cum definești volumul de muncă pe zi pentru sfârșitul acestei săptămâni pentru el? Are joi cu Ana Coman la Buzău, la Buzăul lui Marghiloman. Are vineri, a doua zi, da? Cu Ana Coman și cu Jurjac la interval de o oră pauză între ele la Electric Castle. Și sâmbătă are din nou la Buzău, la Buzăul lui Marghiloman cu Jurjac. Să fac vreo 10 ore între ele cu mașina. Na, tur de forță. Cum definești câte ore am muncit în aceste 3 zile? Aha, pardon. Să fim serioși, da. Deci e foarte greu să definești. Nu e o chestie dacă el stă acasă la pian și scrie un cântec și mai lucrează și mă gândeam că în momentul în care stai, hai să zicem, muncești de acasă, la pian, la chitară, nu știu ce, ai un deadline. Bă, uite, trebuie să scoatem un disc nou, care discul ăsta nou e până în ziua X, da? Okay. Și ai și versuri de scris. Fii atent, nu mai există deadline-uri la producții discografice. Sunt autoimpuse. Ne propunem până la 1 martie, să zicem. Înainte existau contractual cu casele de discuri. În clipa asta, casele de discuri nu mai fac albume, sau mai fac, dar din greșeală, aici și acolo. Și când îți produci singur sau ești, cum avem noi relația cu Lebădosul Records, cum se cheamă? Swan Boy Music, care este casa de discuri a lui Matei, basistul de la Noru. Unde, na, sunt autoimpuse, ne impunem sau nu avem niciun deadline. Să apucă să lucreze la un album. Da, tu te referi la faptul că îți pui un deadline ca să... Nu, adică, na, această condiție a freelancerului. Băi, trebuie să-mi propun, să-mi pun acest deadline de disciplină. Ca să fac ceva. Mm-hmm. Da, disciplină. Cu cât ai mai mult de muncă, disciplina asta nu mai trebuie neapărat să-ți o autoimpui. Acum... Știi cum e, vorba ta, cum ai zis și tu, nu e ca la strung. Poți să stai la pian 20 de ore, dacă nu-ți vine ideea, degeaba ai stat, ai stat ca prostul. Mă rog, poți să studiezi, dacă vrei. Uite, asta urmă. Dar dacă ești în situația de bam, aș vrea să scriu o piesă, nu știu, sau uite, pe discul ăsta ne lipsește o piesă, măi, sunt poți să stai să te uite Dumnezeu la pian. Tot auzeam, veneau la urechile mele de astea, zice, băi, te costă 5.000 de euro să faci un hit și vine... domnișoara X cu banii lui tati și dă muzicianului Y și uite, a ieșit hitul de radio și se dă și ți-ai... Mă bag și eu de costă 5.000 de euro să facem hit. Fii atent, dincolo de povestea cu suma propriu-zisă că e 5.000, că e 1.000, că e 200, există vreau să fac un hit, înseamnă că trebuie să mă duc la un anumit producător care nu se scrie neapărat un cântec mai bun decât scrie ăsta, mai talentat, mai frumos, mai nu știu ce. Are un marketing mai bun. Numai că respectivul producător
are un cântec, de obicei le au la pachet acolo, echipa are, scoate un cântec, pac, înregistrează artistul, îl repară cu mouse-ul, face să sune, în niciun caz nu o să fie vreo, trebuie să fie o cântare de mainstream, de asta, de bumți-bumți, de dans, de ceva, o muzică accesibilă, easy pop, și respectivul producător, prin numele lui și prin alte relații și cunoștințe, poate să difuzeze, să facă acea piesă să fie difuzabilă la radiourile de profil puternice. Mm-hmm. Și atunci este hit. Dacă ăsta îi scrie cântecul și îl scrie și e pentru tine mult mai frumos decât îl a scris ăla și îl orchestrează, că n-are nicio problemă să-l facă bumți-bumți sau cum îl o face, nu contează, că nu-i chiar așa o filozofie, dar nu va putea să ajungă la respectivele radiouri, pentru că o să zică, cine este ăsta? N-avem loc din cauza că îi avem pe ăia. Știi bine ce zic, uh-huh, da? Uh-huh. Știi că sunt câțiva care... Da, niște găști, da. Umplu radiourile de mainstream, de bumți-bumți și n-ai loc de ei, nici casele de discuri pe locuri n-au loc de ei. Atunci nu e hit. Poate să fie un cântec bun, dar nu e hit, că nu se difuzează. Asta că ai dat 5.000 de euro, ai dat ca să fie difuzat. Da, ca bănuiesc să fie că bun trebuie cântec. Să... Deci, când cred... îl dai, cumperi și difuzările, nu știu. Nu e o problemă de... Nu e o problemă de n-avem loc unii de alții. Sunt doar două... Cu siguranță că nu sunt e o problemă. Sunt două zone complet diferite, sunt meserii diferite, practic. Cum doar practicanții umblă în cercuri comune. Ideea... Există zona mainstream, unde socoteala este în felul următor. Banii, artiștii de mainstream în primul rând nu vând bilete sau vând puține raportat la... În principiu nu vând bilete, ei vând cântă la primării. Exact. Cântă pe onorariu, evenimente private, cântă în genul ăsta de locuri, nu se pun în postura de a vinde bilete pentru că de multe ori nu vând bilete. Pentru că eu dacă mă duc la, nu știu, oricine, n-are importanță, nu vreau să arăt pe cineva cu degetul, oriunde m-aș duce și cânt la zilele orașului nu știu care, unde cânt pe gratis, mie mi-este, și să zicem că fac asta de două ori pe an, mi-este foarte complicat să fac un concert în localitatea respectivă în care să vând bilete, că oamenii m-au văzut deja pe gratis. Oamenii, încasările lor se bazează pe onorarii din petreceri private sau ce fac ei, orice ar însemna asta și evenimente de genul ăsta, și din difuzările astea multe de pe radio, unde iau bani de la statul român, pentru că sunt difuzați pe radio. Nu prin... iau de la statul român, iau de la... Între... Sunt distribuiți de statul român, radio plătește, da, drepturi, mă rog, de autor, plătește drepturi conexe, da, și cele două... Nu-s bani de la statul român. Bun, bani de la... UCMR, ADA și cu credit, dar mai repartizează și ajung și la ei. Bun, acestea sunt surse de încasare. De, pentru eu ăștia. Nu vreau să noi descurajez pe nimeni să fie muzician, dar vreau să găsesc... Noi să trebuie să suntem... Aud o formulă care să funcționeze cât de cât. Știi? Noi trebuie să ne punem în poziția de a vinde bilete. Zona ne-mainstream, să zicem. Uh-huh. Noi trăim din câte bilete vindem, în principiu. E, nu știu cum să zic. Asta e treaba. Trebuie să vindem, avem încasări și din drepturile nici de autor. Nici nu poate să fie nici prea mari, nici prea mici. Ce anume? Biletele. Băi, biletele nu prea mai ai tu control ca trupă. Ai un control minim în momentul de față. În ultima vreme, locația are propriile pretenții vis-a-vis de prețul biletelor, care oricum au bubuit. Adică mi se pare că în ultimii 2 ani... Da, de la pandemie. Sau, da, de la pandemie s-au dublat, cel puțin s-au dublat prețurile biletelor. Da, biletele de 20 de lei sunt 50 de lei, biletele minim de 30 de lei sunt 90 de lei. Acum. Da, da, da. Văd, sunt medie cam 60 la trupele românești. Ce? Mie 60, deja început să mi se pară puțin. Eu văd bilete de 70 de lei cel mai des. Da. De unde acum 4 ani, dacă vei să pui 40 de lei biletul, râdea organizatorul de tine, adică... Dar cine ești tu, mă, să... Da, să pui 40 de lei. Eu când am zis povestea, nu mă înțelege greșit, povestea cu 5.000 de euro, ideea era simplă, că oricât ai plăti, cântecul nu poate să fie, nu e mai bun sau mai prost în funcție decât banii aduci de acasă. Că tot depinde de o inspirație, la cine te duci, în sfârșit, deci e o poveste, adică sigur, dacă te duci la Paul McCartney sau la Stevie Wonder, ai șanse mai mari. Corstă mai mult acolo. Da. Păi, deci nu mă înțelege greșit, că nu... Ce a zis el, e loc pentru toată lumea, nu avem nicio apăsare, nu suntem supărați pe nimeni, adică nu suntem supărați nici pe Antol, na, să fie sănătoși. Vorbeam cu... Deloc, dacă au nevoie de norul negru la Antol, de aștept imediat un telefon. Măi, un buget mare acolo este, un buget de vreo milioane pe
festival. Așa. O grămadă de bani. În fine, și nu în despre casări, asta vorbesc. Dar nici nu avem ce să vorbim altceva decât despre buget. Putem să vorbim de partea culturală? Nu, voiam să schimb ușor subiectul și să spun că ai putea, de pildă, să scrii niște hituri de succes, cred, dacă ai stăpâni un soft ăsta de AI, unde cred poți să bagi vreo 10 albume cele mai vândute din istoria pop-rock-ului și să-ți scoată niște algoritmi și să-ți inventeze niște piese care să fie pe... M-am gândit că există și această variantă. Există, ce zici tu? Știu. Și produce. N-am auzit nimic. N-am auzit nimic scos de AI care să... Am auzit ceva. Ceva am auzit, dar n-am auzit. Da, nu, nimic. Dar nu-s departe, adică... Oricum... Acum asta cu să scoți un hit, să fim serios, 90% din toate piesele de pe pământ au aceleași 4 acorduri. Poate să scoată și... Au aceleași 3 acorduri, că dacă apare al 4-lea, deja îi zicem că e jazz. Da, 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 adică asta deja AI-ul cred că o să se descurce foarte bine și zona de underground. Pe bune, ăia când au... Cum îi cheamă, mă, pe ăia din Coreea de Sud, care au rupt pământul cu prostia de o mare... Gangnam Style. Are mai multe vizualizări decât toată populația pământului. Uite-te și pe Ozon. Ok, forget. Da, e piesă, mă, de la Ozon, n-ai ce să zici. Pe lângă Gangnam Style e Beethoven, băi, nene, Ozon. Haide, bă, că e foarte frumos. Este, da. Versurile sunt caragioase, da, piesa e... Mă, aiurea, mie place, ți-am bip și nu vreau să zic nimeni, foarte mișto. Piesa e mișto. Ok, dincolo... Ai și un Picasso acolo. Tu crezi că băieții când au făcut Gangnam Style, a intuit cineva vreodată că va fi așa un nivel de hit? Ah, e și o teorie a haosului care funcționează. Bineînțeles aici. Bineînțeles că n-ai de un să știi, o poveste întreagă. Da, asta Gangnam Style a fost și... na. A beneficiat și de acest val de viralizare pe internet când început să devină chestiile super virale și deodată toată lumea dădea share. L-au întrebat pe ăsta la nu știu ce radio, l-au întrebat toată, m-am distrat cumplit, au zis, care ți se pare, nu știu, melodia anului... Nu știu. 2019, nu știu. A, așa ceva. Și era zima aia... Nu știu, nu mai știu ce am zis, dar e bomba, ce am zis? Nu. Zima aia latino. A, da, ăla cu milioane de vizualizări. Taki, nu știu. Nu, ceva de genul, dar nu. Care a fost asta, una celebră, gigantică? Despacito, așa e, uite. Despacito. Cine știe? Da, și a zis, mi se pare Despacito, pentru că, cum nu știu cum îl cheamă pe neaca ăsta la care interpreta. Ceva, Luis. Da, zice, pentru că... Enrique Iglesias face asta de... A făcut acest cântec de 100 de ori în ultimii 20 de ani și n-a avut niciodată asemenea succes cum a avut ăsta cu... Luis Fonsi. Da. Fonsi, deci a zis, uite, mi se pare Despacito pentru că Enrique face de 20 de ani cântecul ăsta, l-a făcut de nu știu câte ori și n-a avut atât de mare succes. Aici coare și mai știi bancul cu, știi, cu Enrique și cu fetele? Da, am înțeles că n-ar fi banc. Hai. Prea îl știe toată lumea. Prea asista toată lumea la chestia asta. Zice că două fete se întâlnesc. Ascultă una pe cască, una pe cealaltă cască. Asta e relevant și zice, auzi, fată, tu știai că și tata lui Enrique cântă? Da. Vorbeam și mai era cu Santana, nu? Cu Santana nu știu. Nu știi cu Santana? Da. Era, zice, ai ascultat, frate, băieții pe ștrase. Zice, ai ascultat ultimul Santana când a apăruse Supernatural atunci. Zice, am ascultat, mamă, ce mi-a plăcut, m-a răcorit bine de tot. Un singur lucru nu înțeleg. E un moș acolo cu chitara, strică toată cântarea. Da. Corect. Păi na, că sunt alte beat-uri și acum se merge așa pe beat. Da. Vorbeam mai devreme de deadline și de inspirație, că tu ai zis, băi, poți să stai ca prostul și n-ai inspirație. Cum se scrie la tine o piesă? Când e momentul ăla de inspirație? Vorbeam cu niște băieți din documentarul celebru și ei spuneau, da, zice, băi, unul din ei spunea, momentul meu de inspirație este când sunt mahmur, băi nene, când mă trezesc a doua zi din beție și atunci îmi vine condeiul, știi? E un moment important. Dar era un băiat de la hip-hop care zicea foarte asta. Frumos, nu? Și eu mă bucur de momentul ăla, să știi, și pe mine am... că...
că nu știu, atunci funcționează, n-aș putea să zic de ce. Să deschide chakra, asta cu relația cu muzele. Băi, asta cu inspirația oricum trebuie privită din mai multe puncte de vedere. Că omul își imaginează că să scrii muzică înseamnă, băi, m-am trezit astăzi așa inspirat și am scris tata o piesă, bun. Că ești inspirat, e foarte bine. În primul rând, trebuie să știi să cânți la instrumentul ăla. Adică trebuie să ai bazele tale de teorie și de chestiile alea, că degeaba ești tu inspirat dacă nu ai ustensilele să transpui. Nu poți să construiești. Da, să-ți transpui tu inspirația. Adică tu poți să fii inspirat. Dacă știi trei acorduri, tot pe alea trei acorduri o să cânți. O să poți să le cânți și nu o să poți să treci de ele niciodată măcar. Mută-le mai la dreapta, fă-le ceva. Că nu e... Nu e doar atâta. Mai la dreapta înseamnă cu un ton sau cu un semiton mai sus. Da, exact. Dă-i un pic. Nu mai e de un fa, hai de-n sol. Fă-le mai picante. E, să numesc, boxuri. Da, nu știu. Pentatonice. Cu taburile. Da, da, da. Cum se cheamă. Da. Asta e frumusețea la chitară. Dacă toate piesele sună la fel, muți mâna un pic mai la dreapta. Asta și... e mare șmecheria lui Cure, că e do major aici, dar îl luau aici și al de altă... A sfârșit, acum am pus-i pe un capodastru și le iau tot acolo. Da. Bun, în al doilea rând, toată treaba asta cu inspirația, na, asta e singura chestie greu de cuantificat. Adică nu pot să zic, băi, da, bănuiesc, ai perioade, hai să zicem, ai perioade mai bune. Stai în studio, joci cu chitara, știi, și scoși o aia și le registrezi pe toate și la un moment dat încep să cauți prin ele, nu? Nu, păi asta și faci oricum, că, adică nu știu, eu de exemplu așa funcționez, am în telefon. Nu, doar știu că nu stai în studio, te așezi repede acasă la pian, de drumul la telefon și ai înregistrat ideea care ți-a venit. Exact. Și o ai la arhivă. Și o ai la arhivă. Eu am telefonul ăsta, cred că cel puțin 80 de piese pe care le-am scris, că le scriu, le las acolo. Și uit de ele, că și asta e, adică pentru mine contează și chestia asta, vreau să uit că există și odată la 5 luni umblu pe telefon și dacă să zicem în anul am strâns 20, rămân vreo două, că zic ok, bun, astea încă îmi plac, astea și sunt versurile dobitoc. Adică aici sunt versurile tale, nu? Da, pe toate. Nu am înțeles. Tot discul. Cu versurile... Asta e altă mâncare de pește. Da, este. Dar adică de, pentru astea trei, pentru astea trei discuri am scris versuri, am putut să scriu versuri tot așa dintr-o inspirație de asta care nu știu de unde vine, mă rog, eu sunt, am avut întotdeauna chestia asta, știi, am scris poezioare și chestii diverse, prostii. Sau am această curiozitate. L-a ajutat, e un tip de proces. Și faptul că am mai citit câte o carte. Da, de exemplu, este un tip la... de procedură, cred, să ai un tip de relație cu muzele și în momentul în care ești, hai să zicem, mai la început și încerci să scoți o piesă, îți dai seama, spre exemplu, cum vorbeam, am dat exemplul ăsta mai devreme, bă, atunci când am fost mahmur, atunci am scris piesele alea mișto. Sau atunci când am băut un vin cu băieții. Sau atunci când... Da, nu cum s-a întâmplat, de pildă, în filmul Whiplash, știi? Când i-a produs lui ăla o traumă nasoală, dar atunci a scos momentul. Da, înțelegi? Da, da, genul ăsta de... Superbitate. Băi, 96% din muzica pop are piese de amor. Acum, na, ele au cele mai mișto piese de amor, amor vin din traume de amor. Băi, dacă există, da, dacă există... L-a părăsit, a părăsit-o iubitul și a venit cu cel mai mare cântec din istoria lumii. Dacă există vreo soluție să îți trezești aceste muze din somn, eu nu o stăpânesc. Astea, trei discuri am plecat cumva din, na, acea, din avântul adolescenței și toate chestiile astea. Că, na, pățești... Efervescență. Exact, pățești niște chestii pe care după aia le povestești și, na, fă-le și tu să rimeze ca să poți să le pui pe cântecul ăsta, nu fii prost. E complicat să le faci să rimeze. Nu e așa de complicat. Pentru el nu e complicat, pentru alții imposibil. Plus că absolut imposibil, adică... Plus că acum ai rimează.ro și de-astea, adică avem, o scos la liman. Okay. Avem un exemplu, nu știu dacă să zicem, decizi tu dacă să zicem numele formației, dar n-are nicio relevanță, că nu-i nimic rău. Care formație cunoscută din România a decis să având foarte multe cântece în limba engleză și deloc în românește, au decis să facă un cântec în românește pentru că așa ar trebui și e bine. Și nu reușeau să adune primul vers. Deci nu ieșea primul vers. Și... Bă, ăsta e un blocaj nasol. Deci, nu, nu ieșea pe român, engleză ieșea imediat. Așa e treaba. Și au apelat la ăsta care a scris versurile. Cântecul a fost hituleț și încasează și acum drepturi de autor. Bănicii. Pentru versul ăia nu ți închipui. Apropo, una, că... deci, una,
ca să-mi termin ideea. Să nu zicem de numele formației, nu zicem, okay, nu zicem. Să nu știe toată lumea pe ce foi sunt eu la UCMR, că nu se știe. Da. Așa. Ce zicem? De inspirație și de muze și de, de relația cu versurile, da. Și cu versurile. Albumul ăsta, al treilea pe care l-am făcut acum, a fost primul la care am început să mă simt limitat din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere al scrisului de versuri pentru mine, știi? Mm-hmm. Adică am simțit că s-a cam terminat ceva. Deci pentru următorul o să trebuiască să fac să se întâmple ceva. Nu... Te duci să te cauți în Maroc vreo 6 luni? Nu. Cred că trebuie... Mai nimerit-o pe asta cu Maroc. Cred că trebuie doar să... Cred că trebuie doar să mă apuc de nou să citesc mai mult. Mm-hmm. Ca să... Pentru că, na, ca la teoria muzicală trebuie să-mi extind un pic orizontul, ai, știi? Ai iubit acum, nu? E tot în regulă. E, uite, ți omori inspirația când e tot în regulă. Da, aia e problema. Acolo, asta mă deranjează și... Terminați cu prostiile. Da, deci asta cred că e problema de bază. Cred că pur și simplu am ajuns la capătul a ceea ce am acumulat până acum și na, trebuie să devin un pic mai deștept, practic. Așa că, na, cred că asta e soluția. Cred că trebuie să te mai apuci să citești. Nu cred că e destul să fii mahmur. Mm-hmm. Asta era un exemplu. Cu siguranță, nu încurcă. Mai știu cazuri de oameni care se trezesc peste noapte, muzicieni, da? Se trezesc noaptea, buf, și atunci își notează repede că... Da, am mai avut și eu chestia asta, mai visezi o armonie, o chestie și după aia zici, Doamne, am reușit și după aia te trezești și a doua zi dimineață și îți dai seama că ai scris Do You Believe in Love After Love, adică nu e... Îți dai seama că ai visat o piesă care există, doar erai tu năuc când te-ai trezit în somn. Am avut o perioadă din viața mea în care în câteva din bucătăriile din Sălăjan, știi, am petrecut niște nopți lungi cu prietenii în diferite stadii de intoxicare, da? Și în aceste diferite stadii de intoxicare, cu alcool în marea majoritate, mai venea câte o idee genială, câte o frază, câte o propoziție și mi-o notam în telefon. Și a doua zi dimineață erai dezamăgit. Nu că a doua zi dimineață, că nu mă uitam, dar știu că am avut o mare surpriză să mă uit după câteva luni și să nu înțeleg ce dracu am scris, ce a fost în capul meu și de unde, ce, care era contextul. Deci ce ai vrut de la... Da, ce trecut, da, de unde, bă, momente din viața mea, care nicio... Am un coleg și un prieten foarte bun, care tot așa era într-o stare avansată de intoxicare alături de un prieten de-al său și au decis să facă... Și au decis să deschidă calculatorul, să pornească instrumentele și să facă o piesă. Și au făcut asta, au ajuns la concluzia că piesa este absolut genială, o piesă în genul techno, că piesa este extraordinară și că va desface marea și va rupe pământul, pentru că a doua zi să o asculte din nou și să descopere că era un kick care făcea bum, 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 bum. Asta era toată piesa. Și asta era piesa. Înțeles, da. Am mai și la un moment dat se apărea surprinzător un sintetizator care cânta trei note, dar se oprea repede. S-a mai întâmplat unui fost coleg care lucra în zona asta de producție muzicală disco și care după o noapte de beție și inspirație a venit cu piesa, să ne pună piesa, să ascultăm. Și piesa era, ce-i drept, pe ritmuri disco și nu cu bas, era tam, dam, 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 dam. Zic, bă, am scos asta. Michael Jackson. Zic, bă, e Michael Jackson. Cum e, mă, Michael Jackson? N-are nicio legătură. Da, deci, na, erau acele câteva lucruri. Probabil au zise într-un vreun context și atunci i-a eliberat o subconștientă. E și foarte greu, știi? Nu te îngrijora, că acum două săptămâni eu am scris Losing My Religion din nou, adică nu e nicio... Se mai întâmplă. Se întâmplă, nu? Da. Păi s-a scris mult, e complicat. Bă, știi că e o poveste și cu scrisul ăsta de muzică, dacă... Nu știu, intrând în altă zonă, îți batem câmpii un pic și prin altă zonă, dacă asculți, de exemplu, Sinfonia 5-a, că e cea mai cunoscută sau una din cele mai cunoscute a lui Beethoven, dacă te apuci, ea ține, nu știu, 40 de minute, nu e așa ceva a la Mahler de o oră jumate și așa mai departe, ai senzația, când o asculți, ai senzația, fără să citești, fără să știi nimic despre ea, că omul a avut o inspirație divină, extraordinar, s-a așezat odată, s-a apucat,
și a scris-o sub imperiul acestei inspirații extraordinare divine. De undeva, sigur, și cu cunoștințele și cu abilitatea, dar cu inspirație nebună, pentru că practic este la fiecare măsură genială. Spuneți ideea că îmi pun niște cafea. Ideea era în felul următor. Că dacă te apuci și citești după aia, constați că iar la 4 ani s-o scrie. A, 4 a fost scrisă? Da, cel puțin 4. Deci a durat 4 ani, timp în care a mai lucra la Sinfonia, nu știu, cred că a 6-a, care a fost terminată înainte de a 5-a sau ceva de genul ăsta. A scris nu știu câte quartete, nu știu câte triouri, nu știu câte sonate. Cum spunea și Dan, am scris, am vreo 80 de piese, mai revin asupra lor. Apropo de inspirație, știi, dacă asculti-o acolo, zici, mamă, eu așa am avut senzația, zic, bă, nene, incredibil, ai senzația că, ok, n-a putut să scrie toată sinfonia în, ca un cântec, în 5 minute. Dar când vezi că, de fapt, a lucrat 4 ani și în timpul ăsta a mai scris 50 de alte lucrări care sunt toate geniale, încep să vezi cum e cu inspirația, că nu-i chiar așa, am dormit eu cu bine noaptea asta sau prost sau m-am matolit sau nu știu ce și m-a lovit o inspirație divină. E, na, e o chestie. E de muncă. Ești și la muncă. Hai să spun ceva, muzică. Hai să spun ceva să te doară. Mai ai fularul ăla cu dinamo la cântări? Da. Mai multe fulare cu dinamo. Toată formația cu fulare. De ce să mă doară, dragă? Să mai mândru ca niciodată. Mă, că să mă gândeam, a retrogradat Mercur, a retrogradat și dinamo. A retrogradat dinamo, aia e treaba și noi, pentru că nu suntem niște, adică eu și Matei, care suntem apucați, pentru că, na, facem ce să fac dat. Cu dinamo ține și bunică mea, cu dinamo ține și taică mea, eu ce să fac? Mă rog, gașca acolo, titan de dinamo. Ce să fac? Să mă apuc să țin cu Rapid acum că a retrogradat dinamo? Aia e treaba. Ăștia sunt ai noștri, îi susținem și la bine și la greu. Am înțeles. Cum spune cântecul de galerie, de inspirație genială, și la bine și la greu, dinamo este clubul meu. Hey. Da, deci au fularele și se duc și cu ele. Le port cu... Și acum cred că ar putea să le pună, să le expună chiar și la Craiova. Până acum nu știu dacă puteau să le expună la Craiova sau la Timișoara. La Iași puteau, fără probleme. Și partea și mai bună e că acum pot să mă duc la și mai multe meciuri, pentru că dacă am probe la 5, nu e nicio problemă, meciul e la 10 dimineața, îmi beau cafeluța. La matineu. Exact. Mai am o întrebare. Până își face iubită mea gimnastica de dimineață, stă înapoi acasă. Și acum na, or să vă audă doamnele din viața voastră, dar na, trebuie să pun această întrebare. Băi, cum erau golănelile de backstage prin anii 90, te întreb pe tine, Minel, și cum mai e acum, te întreb pe tine, Dan, măi, aveți groupies să bea, să mai întâmplă, sau e toată lumea foarte profi, am cântat, am avut aici invitat de două ori, a venit Ronnie Romero okay. Are și calitatea de a fi vocalist la Rainbow, nu spuneam pentru tine, spuneam ce pentru lume. Știe, și el mi-a zis, zice, băi, legendele de genul Motley Crue, nenorocirile Guns N' Roses și alte, astea acum nu se mai întâmplă. Noi suntem foarte profi, trebuie să am orele de somn ca să fiu profi pe scenă, trebuie să am, nu, să mă culc. Na. Da, ce să zic? Cine vrei să răspundă primul? Care vreți? Hai să o luăm din 90. Da, deci fii atent, eu am, la mine problema e că eu nefiind artist, situația cu grupii... Nu am zis nu dacă prezenta, aveai tu grupii, dacă nu, erau... Nu prezentam interesul eu personal și dacă aș fi prezentat, cred că nu eram formatul corespunzător, m-ar fi pierdut. La artiști, da, mai veneau diverse... Veneau fete care vreau să se pozeze cu ei, veneau unele care rămâneau pe acolo, pe la cabină, veneau unele care plecau cu diverse, vreau să zic că sunt fete care veneau și la jazz, adică nu-ți închipui că numai pe la rock și pe la... Gagiși multe la jazz și e treaba bună și acolo. Am văzut de pildă, când am făcut și... documentarul cu Vank, mi-a dat Cornel foarte mult footage, da? Cu filmat de la ei de prin... cu turnee de prin țară sau am ce să folosesc acolo. E o chestie care n-apare în film, dar care mi-a rămas în cap. Ei erau cazați la un hotel, într-un oraș. Întâmplarea a fost ca la hotelul ăla să fie o nuntă
Și a venit mireasa și cred că Nașa, da? Care Nașa a plecat dintr-o parte așa ca să se atingă cu sânul de el, după care a trecut în spate și bă, mă uitam la imaginele, zic, bă, uite, exact, cum să spun, ea era aici și a traversat, a făcut un cerc de 365 de grade, da, normal, da. A făcut un cerc întreg doar ca să se atingă cu sânul de brațul lui. Ai văzut un footage, ai văzut o imagine, adică nu-i poveste. Nu, este imaginea pe care am lucrat, n-am mai băgat-o în film, dar zic, uite... I-a făcut o sfeștanie. Da, exact, zic, uite ce cel puțin în țară, ce magnetism poți să ai ca muzician. Da, mă, deci ca peste tot așa în lumea asta de scenă sunt tot felul de, mai ales la pop și la jazz și la astea sunt diverse, sunt fete, sunt și băieți care vin să pozeze, să ia autografe, să nu știu ce, unii păi uită Dumnezeu pe acolo și nu mai pleacă, trebuie să-i dea afară de pe la cabine, că nu e plăcut, dar acum, ca să zic, de exemplu, nu știu, mi-amintesc la un Mild Snake, nu mai știu, când a fost, cred că 2007, nu? Whitesnake cu Def Leppard. Ok. Cover de Def Leppard aici. Da, au fost... Whitesnake știu că am văzut, dar nu știu dacă am văzut Def Leppard. Snake-ul cu... Nu au fost Def Leppard înainte și după Whitesnake. În fine. Așa a fost cântarea. La Rome Expo atunci. Da, la Rome Expo chiar așa a fost și distracția, că ei erau pe afiș, era designul cu ei pe aceeași dimensiune și... la același nivel, nu exista trupă de deschidere și lăsau producătorii locali să decidă cine cântă primul și al doilea și la noi am decis să cânte headliner Snake, pentru că Snake a fost mult mai popular. Da, tu ai o de-asta de intimitate cu Whitesnake, să deci, le spui Snake. Da, Whitesnake, ok. Mai pe scurt, Snake și Leopard. Să cânte... Purple, Led Zepp. Păi na. La Deep Purple și le zic Purple. Da, n-ai cum să-i încurci. Zeppelin. Da, deci am decis să cânte Snake headliner și s-au distrat și s-au mirat, pentru că am zis că în turneul ăsta din Europa era singura țară care a vrut așa. Toți ceilalți vroiau headliner Leopard, pentru că acolo au fost mult mai popular Leopard decât Whitesnake. Deci ești peste tot, numai în România a fost așa, ok, nu contează asta. I-a ajutat și Irisul. I-a ajutat mult, Minculescu i-a ajutat mult. Când nu știu despre ce vorbim. Păi nu a cântat toate piesele de la Snake, la Leopard n-a cântat nimeni, nicio piesă, niciodată. Mai lasă că, dacă mă întreb pe mine, în ceea ce privește succesul Whitesnake în România, să-i mulțumim lui Tony Kitten, care, Dumnezeu să odinească că a murit, care se întindea pe Jaguarurile alea pe la începutul anilor 90 când a intrat MTV-ul în România. Da, mă, stai puțin, că aveam 16 ani atunci și eram îndrăgostit, Noi vorbim de perioada dinainte de perioada americană, de perioada britanică, încă în sfârșit că Minculescu pe alea le cânta. Am înțeles, Iris, ok. Iris cânta I'm ready and willing. Ok, ce vreau să zic? Coverdale a stat în alt hotel decât formația, a avut o tanti care era personal assistant, el a avut o mașină separată, s-a suit de cum am ajuns, hello, hello, s-a suit în mașina lui, s-a dus la hotel și nu a ieșit din cameră decât când a venit la probe. Ăia s-au dus la șpriț, am fost cu ei, n-am stat... mă înțelegi? Mm-hmm, am înțeles. Au fost la ta, el a venit la probe, nici n-a venit la probe, a venit direct la cântare. A stat cu băieții acolo la cabine, au stat vreo oră înainte, poate mai mult de o oră, lugu-lug, au mai vorbit. S-a terminat cântarea, s-a suit în mașina lui, s-a dus la hotel și din nou n-a mai ieșit din cameră până când a venit la avion. Pentru că ăla trebuia să poată să cânte. Aia alți cu chitara, cu basul să descurcau. Înțelegi? Chiar ei fi și mult mai tineri, dar ăsta, apropo de, puteau să vină, îți dai seama că toate gagicile vreau să-l vadă pe cover, de nu interesa pe nimeni ăla cu basul. Tommy Aldridge cu toba. Ca de obicei. Toată lumea și acum... Da, asta e gluma aia, că chitaristul pleacă cu două fete. Da, mă, lasă că nu putem să zicem la televizor asta. Basistul cu un alt băiat. Sau... Cu toboșerul. Cu toboșerul. Da, și acum, ai să râd, știi că e acum Whitesnake cu Kiss, nu? Nu mai e Whitesnake, care s-a retras din turneu. Ea s-a retras că tocmai primis... S-au îmbolnăvit, au fost COVID-a sau ceva. M-a întrebat o prietenă dacă aș putea să
aranjez o intrare în backstage că vrea să facă poză cu cover de el. Care are 400 de ani. În sfârșit, ideea era că poate să vină, puteau să vină și mama lui Grupiz și oricine, nu ar fi avut cum să se întâlnească, că nu se intra acolo și n-a avut niciun fel de contact, pentru niciun șpriț, niciun nimic, pentru simplu motiv că trebuia să poată să cânte cel mai rar din două în două zile în turneu, nefiind tânăr și nefiind tânăr. Am înțeles, au cu conștiința lucrurilor bine făcut și au grijă de sănătatea lor și s-au păi făcut cu minți toți. Bă, da? Că nu poate să cânte ăștia bătrâni cu vocea. E o problemă fiziologică, n-ai cum, așa e treaba cu vârsta. Mai vreau să știu două povești de la tine. Vreau să știu povestea cu... Băi, că erai și tu cumva implicat să era la cântarea aia și eu lucram la City FM atunci. Cum ți-a furat, cum v-a furat Ozzy Osbourne drapelul? E, ne-a furat. Nu ni l-a mai dat înapoi. Mă rog, nu e tot aia. Deci m-am trezit, cum a fost, mai ții minte? Nu, mă, șobor, nu. Avem poza, că s-a pozat ăsta cu... Poză, are poză cu Ozzy, zici că, Ozzy, zici că este de la Madame Tussauds. Jur că e de la figură de ceară. Mumia împăiată. În sfârșit. Da, altfel, hai, o să fac o zică. The Prince of fucking Darkness. Da, The Prince. Sharon, I don't want bubbles. I'm the Prince of fucking Darkness. The fucking bubbles, e mașină. Și... Bă, ăștia sunt un cuplu foarte interesant. Toată lumea asta modernă, mă uit la ei cu tot respect. La jumătatea zilei, la probe, ne-am trezit că ne cer un drapel al României. Ne existăm pe Rider, nu eram pregătit. Bă, trebuie un drapel și eu, care aveam unul acasă, de la 23 august. Am sunat-o pe nevastă mea și zic, mama, te rog eu frumos, uite repede în mașină, pac, pac. Sau nu mai știu, când te-a dus pe tine la concert, ai venit? Nu mai știu. Cert e că la un moment dat s-a prezentat nevastă mea, m-a sunat că era acolo la zona Arena la gard, nu știu dacă l-o fi adus și pe ăsta, în sfârșit s-a prezentat cu drapelul. Și am dat căciului drapelul, l-a arătat pe scenă și nu l-am mai primit înapoi. N-a fost niciun furt. Bănuiesc că nu l-au lăsat undeva, l-au strâns, probabil are o colecție acasă, are vreo cameră. Cine știe, băi nene, că acolo era complicat. Eu am fost supus unui val de spumă, de exemplu. Da, când a dat cu spumele alea, da, și era și octombrie, da. Și da, nu era frig, era ok. Problema a fost că eu am avut o sarcină absolut ingrată, printre altele, cu presa. Pe vremea aia încă mai apăreau tipărituri. Mai exista presă tipărită. Și, evident, vroiau să facă poze, nu erau cu telefoane, erau... Și era regimul ăla, cu puteți să intrați pe parcursul primei piese sau primele două piese. Sau trei, cum era. Nu, da, mai știu cum era, de la caz la caz, în fața acolo, între baricadă și scenă, ca să faci poze și așa mai departe. Și ca de multe alte dăți, a trebuit să-i păzesc pe ăștia. Era o discuție cu ce facem cu camerele, celebra, și ce facem cu aparatele. Băi, fiți atenți. Puteți să le lăsați, avem un loc, puteți să le lăsați, le luați la sfârșitul, Cum să lăsăm? Că nu știu, costă nu știu câți bani aparatul. Atunci, dacă nu vrei să lași, eu pot să înțeleg, trebuie să ieși și să pleci acasă. Păi vrem să vedem concertul. Totdeauna era discuția asta. Nu au probleme, da. Na, erau discuții de-astea care îți zăpăceau puțin treaba în contextul în care erau oricum alte zăpăcele astea. Dar nu puteam să ne certăm cu nimeni, trebuia să fim prieteni cu toată lumea și trebuia să găsim soluții. Dacă i-ai fi lăsat să intre cu aparatele, cu siguranță făceau poze, ceea ce am și văzut. Unii intrau și făceau tot concertul, deși regimul era, bă, de aici trei cântece, că după aia, nu știu, își dă o zi chiloții jos și nu mai ai voie să faci poze. Asta e treaba, nu știu, așa era regimul, așa nu impusesem noi, nu inventasem noi asta. Ok. Și am reușit să... dau ziariștii afară să-i conduc frumos până la camera de lăsat aparatele, au lăsat care au lăsat, unii au plecat, unii în sfârșit nu mai știu. Și când m-am întors eu tâc, 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 așa și mergeam vesel către cabine, așa, tot pe acolo, vâng, a venit un val. You've been blessed by the Prince of Darkness. Am fost total neatent și m-a luat cu extintorul ăla, cu ce era, cu aruncătorul ăla de spumă, m-a făcut Moș Crăciun de sus până jos, au râs ea de mine foarte tare, după aia la cabină, că n-am fost atent, dacă aș fi fost atent, m-aș fi ferit. N-a vrut să te nimerească pe tine? Bă, nu.
Nu, el îl aruncase în spate. Eu eram în între... El... Nu, măi, el vrea să stropească pe oamenii de-n față. Ea se bucurau că îi stropește. S-a stropit și pe propria persoană. Păi da, am văzut că așa a început. Întâi și-a dat în freză lui și porma a dat în... După aia, eu nu m-am bucurat să mă stropească cu aia. Eram numai în trecere pe acolo. Nu mi-aș fi dorit. You've been blessed by the Prince of Fucking Darkness. Și mai vreau și povestea cu Saxon pe care am început o mână. Da, aia e, deja cred că este largă. Rock 94. Da, acum 200 de ani. Păi stadionul Victoria Dinamo. Da. Așa, au fost trei cântări, a fost nici în plan Saxon prima seară, Paradise Lost a doua seară și Jethro la treia seară. Așa a fost, așa a fost. Da, așa a fost. Da, e, și multe trupe românești. Și asta a fost, deci la vremea aveam tot... Avem Dane, avem povești de secolul trecut aici. Aveam tot felul, descopeream tot felul de lucruri pe care n-ai de un să le înveți, că nu se învață la școală, le înveți din mers. Unele importante, altele haioase, dar cine știe în ce context, poate că folosesc vreodată. În cazul de față, eu eram la televiziune să filma și pentru că așa era formula, aveam două monitoare, două monitoare însemnând două televizoare. Două televizoare care nu sunt ca astea de azi, erau de alea cu tub, televizoare. Le aducea serviciu Teleficare de la televiziune. Telecolor niște... sau ce? Da, nu, erau niște monitoare, chiar erau monitoare, nu aveau difuzoare de sunet și astea. Erau chiar niște monitoare, doar că erau mari și mai mari, în sfârșit cât un televizor de ăsta, nu mai știu să zic cu ce diagonală, niciun caz cât astea de acum. Astea de acum... Și pusesem două, puneam două pe scenă, stânga-dreapta, ca să-i ajute pe operatorii de la camera portabilă, ca să nu se mai uite în vizorul camerei, care era mic și alb-negru. Și era și lumina afară. Spre și... deosebire de camerele alea care erau pe tripied, alea mari, care aveau vizorul mai mare, astea erau camerele portabile. Puneam și atunci se uitau și făceau cadrul mult mai ușor, când cu monitoarele alea. Ei, și la un moment dat, înainte de cântare, chiar înainte, când se schimbau trupele, a venit stage managerul și m-a rugat să iau unul dintre monitoare, numai pe unul dintre ele la stage left. Am zis, bă, ai vreo problemă, îl mut mai încolo, că e pentru operator, adică nu are niciun alt scop. El zice, te rog eu, întoarce-l cu fața încolo cumva, că am o problemă cu unul din chitariști. Ce problemă ai? Dacă vede camera, tot concertul va fi... O să uite care public și nu știu ce. Se va uita la el însuși. Asta m-am auzit și la... În condițiile în care ei aveau, poate nu chiar vârsta mea de acum, dar nu știu, Socotei Braga avea spre 50 de ani. Oricum, nu mai erau începători, erau trupă... E, cu chetăria la 50 de ani e altă... Poate că n-aveau, da? Pe acolo nu mai îmi dau seama, deja nu mai știu, e mult de atunci și mi-e greu, dar oricum, nu erau nici de cum niște puștani. Erau Ditai Moșii rocului la vremea aia. Da, da, e. Sunt multe povești de-astea, că ne apucăm să termină YouTube-ul până le termină. Ok, mai am o ultimă întrebare pentru amândoi și o să încep cu Dan. Când ai dat-o o dată de gard pe scenă sau da, magistral, ceva ce... Când cântam sau pur și simplu pe o scenă? Alegeți. Hai să zic cea mai oribilă chestie pe care am făcut-o. Eram la festivalul Rock Another World din Iași, în prima ediție la care am cântat, acum 5 ani sau ceva de genul, poate chiar 6. Mă rog. Atunci când a fost festivalul Dan Stoica? Nu. Nu, atunci. Cântasem cu Jurjac și au venit fetele care se ocupau de formație, care ne trebuiau să ne zică unde mergem la hotel, unde mâncăm, toate chestiile. Mămicile de trupă. Mămicile de formație și au venit și au zis să v-am pregătit mașinile ca să vă ducă la hotel, dar dacă vreți, puteți să mergeți, poate să vă ducă la petrecere înainte, la petrecerea techno a festivalului și după aia să vă ridice să vă ducă la hotel. Și am zis, bine. Adică aveți un șofer. Da, cred că aveam chiar doi. Mă rog, da, aveam, pusese festivalul la dispoziție, niște mașini. Și ne-am dus acolo la festivalul de techno, ne-am plimbat un pic, e o fostă fabrică sau ceva de genul ăsta care s-a făcut, na... Ca la Berlin, așa. Exact. Și am consumat băuturi.
Și ne-am plimbat pe acolo și la un moment dat se lăsase seara puternic peste mințile noastre. Și eram în backstage-ul, în spatele scenei la DJ. DJ-ul care punea, erau doi DJ care dădeau din mânuțe, puneau muzică frumoasă. Mai dădeau la butoane acolo, mie îmi place tot timpul. Și exact, exact. Mai învârteau la apă caldă, apă rece, da. Exact. Ce e acolo o lucrare. Și în fața era o mare de oameni. Dar instalația de sunet, cred că era a doua ediție a festivalului, nu erau foarte pregătiți din punctul ăsta de vedere, erau două boxe puse pe stative, da, alea, știi, trei picioare jos și unde da, un trepied, deci niște, da, o, da, niște porcării. Și două boxe așa mai mari. Niște cotețe, cum s-ar zice. În momentul în care am luat decizia, m-am întors către Jurjac și am zis: Georgel, eu mă sui pe scenă ca să dau din mânuțe. Și Jurjac mi-a zis: eu nu cred că este o idee bună, nu există. Moment în care am pus un picioruș pe scenă și ca să mă ridic în el să-l pun pe al doilea, mi-am pierdut echilibrul din cauza că, îți dai seama, mi-au pus aia alcool în băutură. Moment în care am căzut pe o parte și în căzătură m-am apucat de o boxă, deci jumătate din instalația de sunet care distra acea mare de oameni, și am căzut oprind muzica în toată acea petrecere. M-am făcut coteț. Moment în care au venit pe rând să mă bată băieții de la securitate și a sărit organizatoarea ca să nu mă bată, dar au trebuit să schimbe foarte repede tabăra, pentru că după aia băieții de la securitate au trebuit să se ocupe să nu mă bată toți oamenii care veniseră la petrecere și le-am oprit muzica. De ce, mă, nu mai cânta nimic? Nu mai cânta nici jumătatea? Nu, că ieșiseră cablurile din boxa. Eu aia, era Dumnezeu un coșmar. Deci ai scăpat să nu cadă boxa pe tine, ai scăpat de bodyguard și bodyguard se te-au apărat și de mulțime. M-am apărat și de bătaie. Există un Dumnezeu al bețivilor. Cred că asta a fost cel mai rușinos moment legat de o scenă pe care l-am trăit. Dacă nu Dinamo, măcar Mercur a fost retrograd atunci. Exact. Domnul Mine. Ce să zic eu cu momente rușinoase, bă... Pe unele nu pot să le povestesc. Mie pot să-mi spun. Nu pot să zic chiar tot, crede-mă, dar au fost multe așa, dar fii atent, apropo de, ca să vezi că toată lumea are senzația că în lumea asta e așa o chestie foarte ideatică, nu știu cum să-i zic, așa foarte... Romanțată. Frumoasă și, mamă, ne dorim să fim toți așa, să ajungem acolo. Și ăsta când era mic și începuse să cânte, îi zicea: mă, să vrei, mă, să te faci muzicant? Și a zis, zice, da, zice, da, mai tare aș vrea să fiu ca tata. Ce face tata? Ceea ce m-a umplut de bucurie, dar între timp copilul și-a revenit și bine a făcut. Fii atent, la George Michael era o ușoară panică generalizată dată de producția artistului ca să-l mulțumească pe artist care, Dumnezeu să-l ierte, era nemulțumită ten, se pare. Sau era foarte fițos, nu știu. Foarte vocal în nemulțumire. Să zicem. Însemnând niște nebunii pe care nu poți să ți le imaginezi din categoria: sunt puține bilete vândute în peluză în nu știu ce sector, care însemnau niște mii de locuri, și care, unde erau vândute, să zicem, 200 din 2000 din sectorul ăla. Și nu-i cădea bine că vedea sectorul și mai gol. Da, și a zis, trebuie să-i mutăm pe toți aia în altă parte și să punem o pânză neagră pe care le aveau ei. Aveau ei niște pânze cu care se putea acoperi un sector de stadion. Era fostul 23 august, da? Fostul, ca să nu pară gol. Să pânză neagră, da? Mai pântuneric, așa nu părea, nu știu, după scenă, da, cum se vede, dar presupun că nu părea gol. Sau părea că nu există. Și problema era că trebuia să ai niște oameni cu care să... Că nu poți să întinzi tu singur pânza aia. Trebuie niște oameni ca să întindă chestia. Deci, un număr destul de mare chiar. Și socare până la peluză și... așa și pe dincolo, după care cu tot cu voluntari, cu nu știu ce, eu am făcut niște zeci de kilometri între cabină și peluza aia din muncii de acolo. Cabanel, vreo 12 kilometri pe meci. Pentru că mă sunau non-stop că veneau niște oameni care trebuiau relocați și erau pregătiți cu schema de bilete, îi pregătisem, vă oferim locuri mai bune în sectorul cel mai scump. Unul a zis, de exemplu, eu nu vreau, eu am o chestie de asta...
personală cu zona asta și aș vrea să stau aici, erau trei oameni, nu vreau în altă parte. Mă sunau, bună ziua, bună ziua. Ca să nu mai zic că s-adunau 10-12 oameni care vedeau că trebuie să mute și începea haosul și scandalul. Ok, dar acolo am zis bună ziua, bună ziua. Ce? Zice, știți, eu am o problemă sufletească, așa. Zice, eu de câte ori vin aici pe stadion, la concert, la meci, la nu știu ce, eu stau numai aici, în sectorul ăsta și aici vreau să stau și nu vreau să stau în altă parte. Bre, e acoperit cu pânză, nu vezi că nu poți să stai? Nu vrei să stai acolo unde se vede foarte frumos? Nu? E de trei ori mai scump bilet acolo, tot nu vreau. Și după ce am pierdut 10 minute, când aveam cu totul altceva de făcut, am reușit să-l conving să se mute imediat după gardă, adică la o distanță de, nu știu, 10 metri, dar era alt sector. Era un sector care costa mai mult. Era în tribuna întâi deja. Da, în sfârșit, ți-am dat un exemplu. Deci erau tot felul de situații de-astea. Și faza a fost că la mijlocul, nu că la mijlocul, când mai erau o oră, poate două, până la intrarea publicului, până la doors open, cum se cheamă el momentul, a venit managementul artistului, care era peste producția, partea de producție, și a zis câte bilete s-au vândut în sectorul ăla cel mai scump de jos. Aha, zice, deci trebuie să mutăm baricada care despărțea sectorul ADB, care era pe toată lungimea, toată lățimea stadionului, are terenul, are vreo 50 de metri, plus erau pistele de atletism, era o baricadă care despărțea sectoarele. Sectoarele, da. Să o mutăm în condițiile în care aia e de fier, e baricadă, mojo baricadă din aia, ranforsată, legat cu sârmă, gardă, gardă, colo, până acolo. Oamenii cu care lucrasem la acea baricadă, la baricade, erau trimiși acasă să se culce ca să vină după concert la strâns, când începea, și nu aveam cu cine. Ni s-a cerut să mutăm... Ca să pară într-un loc mai mulți oameni decât da. Sunt. Și atunci, da. Și n-am fost de acord și a zis, poți să nu fii de acord, asta e, trebuie să faci cu cine să fac, mă duc eu, să o mut eu, ai tu oameni, că nu am cu cine. N-am oamenii. Și până la urmă am mutat-o cu bodyguards-i, care evident că nu vroiau să o mute, că ei nu erau acolo, ei sunt musculoși așa, dar nu sunt păcărați și pe astea, sunt numai pe mă înțelegi. Pătrăs de la sală, da. Da, și pe sfârșit au fost niște lupte, m-am rugat de ăla, de șeful de brigadă, de echipă, de a, i-a pus pe aia, am plecat cu 10 oameni sau 12 după mine, când am ajuns după 20 de metri în timp, la baricadă mai erau 5 în spate, restul fugiseră, musculoși și toți fugeau. Ok, și rezultatul n-a fost bun. Pentru că, deci am strâns sectorul și s-a dovedit că practic am tărât baricada, a fost tărâtă, ceea ce e o nebunie, e aproape imposibil, din aproape în aproape, pe acoperitorul ăla, de, pe grass cover, de iarbă, da? Uh-huh. Deci acoperitorul, materialul, deci practic a fost tot ceva de neimaginat și am strâns, eu știu, poate că s-a mutat 5 metri baricada aia, dacă s-a mutat 5 metri. Ok. A fost un pic de îmbulzeală, au venit oamenii, intrau mai mulți pe o parte și mai puțin pe partea ailaltă, s-a făcut un pic de haos într-o parte, a trebuit să se suie pe scenă, să zică, vă rugăm, era înainte de deschidere, nu știu, ne-a fost Loredana în deschidere, deci asta era de vreme, vă rugăm să mergeți către dreapta, că într-o laterală erau relaxați și în partea ailaltă era buluc din cauza că strânsesem. Ok, să termină concertul. A fost o măsură proastă. Să termină concertul și ne adunăm, s-a întâmplat acolo, cu production managerul și cu stage managerul sau nu știu ce, niște englezoi. Și le zic, bă, proastă treaba asta cu strânsul aici, n-a fost deloc bună, a fost ușor riscantă, proastă. Da. L-ai zis, nu? Da. Mm-hmm. Eram noi trei oameni, nu ne auzeam. Zice, bună, da, zic, cred că cine a decis chestia asta ar trebui să-și ia un 10% din salariu, ceva de genul ăsta. Georgica. S-au distrat, au fost... Dar cine a decis? Mă întreabă
production managerul care era, și i-am spus numele lui, care era chiar reprezentantul lui Georgica, era chiar reprezentantul managementului pe care nu-l cum. Bă, în clipa când i-am zis, a cine a decis? Și am zis că ăla a decis numele, bă, s-a negrit la față. A făcut așa, eu n-am auzit nimic, s-a întors și a plecat. S-a speriat. Aoleu. Deci, cum să zic, ceva mai, mult mai relaxat, ziceam, bancuri cu Neanicu, pe vremea lui Neanicu, decât s-a speriat, mă, frate. Era... Deci am zis, bă, frate, stai puțin că suntem noi trei speriați aici, nu... Păi bănuiesc că la nivelul ăla s-ar putea, na, la nivelul ăla de performanță și de lume multă, nu știu ce, în momentul în care iei o decizie de asta de la nivel înalt și o dai de gard, ți se spal oarele în cap și poți să rămâi fără job sau habar n-am. Păi ăla nu asta rămânea, era... dar cum să zic, ăla a decis și ăla care a pus-o în aplicare, fără să știe cine a, în sfârșit, cum să zic, pur și simplu nu avea, a râs de șeful lui, cum ar fi. De ăla, da? Râsese când am zis proasta, ar trebui să-ți ia 10%, să ia 10%, da, ai dreptate, deci a râs de el, înțelegi? Deci un fel de, cum se cheamă, un soi de dictatură, nu companie, dictatură, ceva. De sclavagism, din ăsta da. Prost, să știi că există la toate nivelurile, există peste tot și în general, numai o secundă. Hai, sănătate. Mersi. Ești alergic la George Michael. Da, în general, dacă îți imaginezi că e lapte și miere și poezie pe la producția asta, nu, e șantier. E șantier, știu e că șantier e. Și ăștia toți... Măi, e o chestie care îmi place și anume este un tip de solidaritate masculină pe care nu o găsești în multe joburi. Eu sunt deranjat, de exemplu, în lumea asta, eu înțeleg că e capitalism și că toată lumea vrea să facă toți banii de pe pământ, ok, să fie sănătoși, n-am nimic împotrivă, doar că când vine un artist, nu știu dacă se mai întâmplă așa, dar că, na, de o vreme sunt retired. Dar dacă veneau și se prindeau că nu suntem atât de experimentați și când suntem mai la început și ar putea să ne trombonească, ne tromboneau orice ar fi făcut să ne ia banii. Să-ți ia orice bani, 10 lei. Înțelegi? Deci erau tot timpul. Și chestia asta se practică, în mod deosebit. Îți ziceau, scria acolo pe Rider că îi trebuie care 4 spoturi de urmărire pentru artiștii de pe scenă și că trebuie să ai la spoturi 4 vorbitori de limba engleză, 4 băieți spot operator, vorbitor de engleză, pentru că ăla care face luminile să poată să-i comande, da? Are comunicație, îi comandă, stinge, aprinde, mută-te pe nu știu ce. Până să-i zici ok, că totdeauna aveam, eram pregătiți, companiile aveau băieții ăștia care să poată să facă treaba asta, totdeauna scriu, dacă cumva n-aveți, nu e nicio problemă, îi avem noi, costă 50 de euro de om. Și aveau totdeauna, știi cine erau, dar totdeauna sunt șoferii de camion. Nu știu. Totdeauna la spoturile de urmărire și la camerele de la echipamentul video pentru ecrane, totdeauna sunt șoferii de camioane. Care mai face un ban în plus. Care fac un ban în plus și sunt specializați și fac asta. Sunt foarte buni. La camere, cu traveling, cu alea, sunt foarte buni. Sunt specializați, asta fac ei. Sunt totdeauna și iau un ban în plus, numai că încercau să îi facă pe cocoașa, bă, dacă n-ai, am eu oamenii. 50 de euro de căciulă. Da, mai știu și alte povești din zona păi asta. Păi sunt multe povești așa, încerc tot timpul. Și unele destul de neplăcute. Noi am încheiat aici, dar vreau să știu unde te vede lumea la cântări, domnul Dan. Joi la Buzău. Adică mâine la Buzău. Cu? Cu Anacoman. Așa. Vineri la... Stai mă să deschid calendarul. Vineri la Electric Castle cu Ana Coman și cu Jurjac. Fuga de la o scenă la alta, că-s pe două scene diferite. Da, sâmbătă înapoi la Buzău cu Jurjac. 10 ore? 10 ore. Pe 27 iulie la Berărie H, aparent. Cu Jurjac. Pe 31 la Craiova cu Jurjac. Pe 5 august la Eforie Sud, pe 6 la Marcea, pe 14 la Festivalul Tulcea, pe 10 august la Quantic cu Ana Coman, îți mai zic? Da. Pe 19 august la Bistrița cu Jurjac, pe 20... 11 august nu s-a confirmat ăla la Unoru?
Pe 11 august la, cu Norul Negru la grădina urbană. Grădina urbană, kilometru 0. Kilometru 0, așa, bravo. Da, tocmai am văzut Partizan acolo. Da, am văzut că ai văzut, că ai pus, ai pe filmat. 20 august. Ți-am dat like? Parcă da. Okay. Ziua. Mai zic? Da, să le știe lumea. Pe 20 august, Fest Affect Brașov cu Jurjac. Pe 25 august, grădina urbană București, Jurjac. Pe 26, Slatina, un fel de street food festival, scrie, cu Jurjac. Timișoara, Festival Codru, 27. Pe 2 septembrie, Fall in Love, la Mogoșoaia, festivalul la care... Știu, da. Da. La care nu cântă artiștii, vin și nu cântă. Nu mai zicem așa, stai așa să cântăm. Liam Gallagher. Da, Liam. Liam. Am glumit, ăla... N-a avut nicio vină organizatorul, să fim serioși. Da, știu. Bun, știu și în afară de asta, chestii ciudate, de genul 11 noiembrie, fabrica. Adică, nu știu... Mai cântăm fabrica? Nu știu ce este, nu știu ce eveniment e, scrie doar atâta... Da, dar e un impresar care îți trimite sau... Da, avem o agenție de booking. Ok. Da. Și nu știu, adică pe astea nu le zic. Asta... HRC pe 23 noiembrie, răspundă semnă Hard Rock Cafe, da, de nou, nu știu. De ce astea de până acum, astea 20? Bun, să știi lumea unde se mă ceva. Știi care e faza? Apropo de întrebarea aia de mai devreme, că mă întreabă și pe mine, mă mai întreabă, mai plec de la câte o cântare. Plecăm împreună și ăsta coboară acasă și taximetristul aude... Conversația. Și mă lasă ceva, ce frumos, ce... Relație bună cu băiatul, bravo, bravo. Zice, dar domne, spune-mi, se poate trăi din meseria asta? Asta e o întrebare, mi-o pun și prieten, bă, se poate trăi? Și răspunsul, care ar trebui să fie, Silviu? Nu. Răspunsul e simplu, nu o să fie niciodată Gigi Becali, dar se poate trăi decent în condițiile în care faci o meserie care îți place, care și nu, trebuie fi, tare. Nu trebuie să fie neapărat meseria de muzicant, dar poate să fie o meserie care îți place. Faci o meserie care îți place, ești cumva propriul tău șef, n-ai un program de ăsta fix 9 to 5 care te omoară nervos, care ar putea să te omoare nervos pe unii nu. Unii sunt făcuți pentru asta. Deci există avantaje și dezavantaje atât timp cât faci meseria ca orice meserie bine și ești funcțional și ești și pregătit pentru ea, poți să ajungi să trăiești. Avem exemple multe, sunt mulți muzicanți în România care nu sunt vedete și care trăiesc din asta bine mersi. Nu știu, să luăm pe Nicu de exemplu, pe Patoi, să luăm pe Nașu, cum îl cheamă, Claudiu Purcărin, care bate toba în fiecare zi, bate toba și la emisiunea lui, cum îl cheamă, rapsodul nostru de toate zilele zi, cum îl cheamă. Cine, mă, Fuego? Fuego? Nu e, mă, Nașul la Fuego. L-am văzut eu. Aia, o fi ținut locul. Deci l-am că la Fuego se bate toba. Ai o formație acolo. Ce vorbești? E formație când se cântă live toată lucrarea. Da, mare vrăjeală, da. Nu e, mă, tăși din gură. Da, deci l-am văzut și acolo. Să bate toba și la gemurile... Cred că bate doamna Irina în spate. Și la gemurile de jazz de pe la pub de la universitate. Și cu The Night Losers. Și cu Night Losers și cu Hano și cu nu mai știu cine. În sfârșit. Deci cântă... Asta e meseria lui. Bate toba. Muzician și ce să vezi? Trăiește. Nu l-am auzit pe Nașu să se plângă. Au o mor de foame. Doar că nu prea stă să aleagă. Se duce, e chemat să bată toba. E bun toboșar. Ușor adaptabil, că poate să cânte. Știu, dar ce îmi spui tu acum și poți să înțeleg treaba asta, este să fii în mai multe părți. E mult mai complicat să fii doar cu bandul tău și moșule. Să... O formație, da. O singură formație la nivelul la care poate fi, la care există în momentul de față în România o formație, nu există. Nu poate să-ți ocupe toată ziua în fiecare zi. Poate nu. Să-ți ocupe 2 ore dintr-o și mai mult să-ți rotunjească veniturile, nu să... Poți... Dacă tu vrei să trăiești din muncii 2 ore pe zi, ai în față un drum manevoios. Nu cred că știu niciun artist care să poată să trăiască în România cântând într-o singură formulă, într-o singură componență, nici măcar titularii. Adică nici măcar Brenciu nu poate să trăiască, sau Ștefan Bănică nu poate să trăiască cântând... Numai cântând, au și alte joburi, pe la televiziune, pe la nu știu mă ce. Mă gândeam că Brânciu mai bate vreo tobă. Nu bate nicio tobă, dar mai face și altceva. Nu poate numai din aia, nu mai zic de muzicanții care cântă cu ei, că toți cântă.
Deci e foarte complicat să fii capă. Vremuri, băi, fii atent, eu când cu nici o formație nu are un succes suficient și nu poate să aducă suficiente venituri ca să-ți asigure traiul doar din prezența la acea trupă. Adică e ok. Dacă ești... Nu mai există formula Steve Harris, știi? Să nu mai cânți cu alții. Să cânți numai cu Maiden, că ai 250 de cântări pe an și... Uitați și la Romero, care îmi dă o grămadă proiecte. E în aceea situație, dar așa fără. Da. Se întâmplă ce crezi? Că nu se întâmplă așa fără. Ba da, ba da, pe tocmai. Deci... Cumpărați Norul Negru, Jurjac, Ana Coman... Și Turet. Și mergeți la concert. Și Turet Rulet. Te rog. Și Turet are un album. Da, știu, l-am. Vai, îmi place mult discul ăla. Da, și mie. Am strâmbat puțin din nas la un moment dat, pentru că mă așteptam la orice, numai la niște funk, disco nu, știi? A, iată. Și am zis, ia uite, și eu am mers odată în drum spre mare, excelent. A ascultat piesa Comando Pizza? Da, e asta nouă. Asta e frumos, a fost mare hit la... Da. Mersi mult că ați venit. Mulțumim că ne-ai chemat. Și eu vă iubesc, seară bună, pa, pa, pa. Ciao, ciao. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.